Și atunci nu-ți dai seama, lucrurile treceau, 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 nici măcar nu, nu eram într-un un, într -un ritm în care nici n apucat să mă bucur de ceea ce faci. Am învățat lucrul ăsta, păi ai făcut un lucru mișto, te-ai simțit bine, bucură-te mă! Bă, la șprițul ăla cu prietenii bă, bă, vorbește de chestia sau nu știu, bucură-te, nu trece peste el cum treceam eu ca trenul în gară altceva, 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 altceva. altceva. de ți-am spus că ce să demonstrezi E o chestie cu tine însuți, să te simți bine în ceea ce faci, să fii mult mai relaxat. Asta știu că trebuie să nu știu că dacă îmi și iese. Dar cel puțin asta am ca, ca target. Și, și acum actorii tine să duc la o terasă, să duc mm -hmm. după spectacol. De ce? Să ca bea, să se nu, ca e, ăla e un descarce. pretext, mm -hmm. înțelegi, ca să se descarce. De unde vine și chestia asta, că e o, o idee preconcepută care există acum dragă, toți actori sunt niște curbari, niște bad sleep, și actrițele niște curbe. <gângh> ce asta? Și mai făceam și pe nebunul că m-au trimis la plug la să recităm, că așa erau ăștia bobocii anul întâi, mm -hmm. Prefăra să recite plugușorul la Ci? Ceaușescu. M-am dat uh, examen. Serios? Da, am dat examen și m-a angajat domnul ce și și am jucat? Am jucat, ce? jucat cele mai importante spectacole ale teatrului Bulandra din ultimii 30 de ani. Deșteptarea primăverii și visul în nopți de vară. Și, mă rog, ulterior, prin anii 2000, Hamlet. Eu jucam la Iertes. Hamlet era Iureș. Energia universală e una singură. Una singură, care merge într-o direcție. Cel mai simplu lucru pe care l-am învățat este că dacă ești contrar acestei direcții, nu o să fie niciodată. Nu să de fie niciodată. Dacă ești pe direcția asta, cum? Nu discutăm cum, dar ăsta este gândul. Va fi bine. Deci e clar că în momentul în care nu te simți bine, în momentul în care ai frustrări, în momentul în care ai supărări, în momentul în care ai deziluzii, ești clar împotriva energiei universale. Că n-ai cum, dacă ești cu energia Universală, să fie bine. să foarte bine. Gata? Avem toate pornite? Spunem tu dacă semnalul e bun și hai. Spun. Gata. Bine. Ștefan, dragul meu, drag, ar trebui să fac un intro despre tine. Aș putea să spun că ești actorul care adoră rock'n'roll-ul sau cântărețul care adoră să joace? Era... Sau fiul lui Ștefan și lui Ștefan? Fiul lui Ștefan sau tatălui Ștefan. Era exact. Pe și al Era pe vremuri. Asta e na, genul ăsta de banc, știi, cu cel mai bun actor dintre cântăreți și cel mai bun da. cântăreț dintre actori. Dar... Dar tu te califici pentru a avea două nu, o recunoaște. Depinde și cine face bancul ăsta, știi? E, e foarte important cine îl face. Uh, întotdeauna când uh, auzeam genul ăsta de bancuri, mă gândeam la, la Barbara Streisand. Barbara Streisand mi se pare. Aolea. Cea Aolea. care. Știi că scrie memoriile. Are 80, face 81 septembrie și lansează o carte de 1000 ceva de pagini scrisă de același uh, scriitor, ghostwriter care a lucrat și cu uh, prințul Harry. Dar hai că să nu vorbim despre Barbara să ci despre tine. Bine. Suntem la Magic Bine. Life. Hai să-mi povestești despre ziua aia magică, importantă din viața ta, când ai spus tatălui tău că vrei să fii actor. Mai ții minte? Ce Bineînțeles că nu, nu mai țin minte, <laughs> dar uh, țin minte răspunsul. A fost, uh, a fost așa, direct, știi, știi când aruncau oia pe ele roșii cu tomahawk, cu... Puc! A fost, e cam așa a fost. Uh, aveam o timiditate excesivă vis-a-vis -vis de, de, de el. La început, până când mi-am găsit drumul, știi? După ce mi-am găsit drumul, din păcate, anii n-au fost în favoarea noastră, știi, anii împreună, dar... Uh, când eram mic, pentru mine era un, un model, adică când spunea actor, în primul rând mă gândeam la, la Tachem, știi? Și fiind, am mai zis lucrul ăsta, ne, ne demonstrându-i nimic până atunci, și anume acum înțeleg, având copiii mei, să-i demonstrez prin prin faptul că ești preocupat, să vadă că ești preocupat de chestia asta sau că te interesează bă, bă, niște lucruri, că te duci la piese de teatru, că te duci la filme, că vezi alea, că spui cum era pe vremea noastră, spuneai postre cu acturi. Oha. Și atunci răspunsul a fost așa. Bă, tăticule, e grea bă meseria asta, Zic că să faci asta, să cartava, să vii să zici a venit domnul Conte, a plecat domnul Conte. A, -ai zis zis, cu contele. Da, 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 cu contele, știi? N-am uitat-o niciodată. Și probabil că uh, undeva în subconștient a funcționat treaba asta, și uh, din ce am jucat, adică în proporție de 98%, dacă nu 99%, cam tot ce am jucat au fost roluri principale, fie că a fost film sau. Înțelegi? Probabil, deși. Să nu înțelegi, rolul principal, ai autăsta se de mare aici. Nu despre asta e vorba. Și uh, uh, cu vârsta încep să vezi altfel lucrurile. Rolurile nu trebuie să fie principale sau secundare. Rolurile trebuie să fie ceva ce te, spun, ce te face să, să devii curios, să, să, să descoperi chestii noi, să ți se potrivească, să fie ok. Niciodată și probabil asta cu a venit domnul Conte a plecat domnul Conte, știi, adică ca și când ești la servici, pentru mine importanța nu e ziua, ci ce, am, ce mi-a rămas în cap după aia, pentru că nicio clipă din viața mea n-am considerat că mă duc la teatru la servici. Niciodată. Și în momentul știu, în care voi face chestia asta... Te vei lăsa de meserie. Da. Pentru cei care nu știu, Ștefan Bănică este angajatul Teatrului de Comedie cu carte de muncă. Mi-a spus în direct la radio asta. De câtă vreme lucrezi la comedie? Păi tu la radio ți-am zis, da. uh, sunt anul ăsta, 20 de ani. De, de când lucrezi în același teatru? La comedie și 12, 12 ani la Bulandră. A, frumos. Și la Bulandra ești, ai voie să fii în două teatre în același timp? Nu, am fost 12 Înainte. ani din 91, 91 până în 2003, 2003 trei, la Bulandra, după care și am după continuat ai... la comedie. Bun. Care Careva să zic că teatrul este o constantă în viața ta, așa cum e și muzica. Aș vrea să-mi povestești un pic despre prima dată când ai plâns, după ce ai jucat ceva. Ce ți-a ieșit sau n-a ieșit? Vorbeam cu Miță, cu bărbac înainte uh -huh. și spuneam, vorbeam de musical, știi? apropo de plâns. La musical-uri, când mă înceam afară și în special, în special la New York pe Broadway, plângeam de fiecare dată, de două ori. O dată de emoție, o dată de nervi. Că nu poți să ajungi la... Eu nu poți să ajungi la nivelul la la nivelul ăla nu poți să ajungi decât prin exercițiu permanent și evident într-un context în care există concurență și o piață pentru așa ceva. Dar la... Deci te emoționează musicalul? Mă emoționează orice transmite emoții. Astăzi vorbeam cu cineva de muzică sau există muzici. Există muzică care transmite ceva Există uh, uh, sau artist care transmite ceva și există oameni care nu transmit nimic sau transmit prea puțin. Despre asta e vorba, nu cred că e vorba că un gen transmite mai mult decât uh, altul sau uh, 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 lucruri la care am ajuns în timp pentru că inițial când erai puști. Uh... Așa, spunem de tine puști. Cum erai? Puștiu Ștefan Monica? Cum erai? Ai fost întotdeauna fan de rock and roll? Da. Și de fotbal? Da, da, de da. De ce? Când? Cum? Uh... Cred că primul lucru care m-a m-a interesat uh, muzical între ghilimele a fost formația ABBA în 74 când au luat Water, Eurovision și am văzut atunci, aveam 6 ani, 7 ani am văzut lucrul ăsta, îl minte mai ales pe una dintre ele, pe bă, Aneta a, da? pe blondă, Aneta Falstock evident și uh, am crezut că aia e muzica Adică, fiind și acum o muzică ex, extrem de cantabilă, și care a bă, rezistat anilor de, mm -hmm. despre ce vorbim. Aia era, bă, nu știam că se numește pop sau că se numește muzică ușoară, sau bă, eram bă, familiarizat cu discurile lui taică meu, care erau. O... Ce a ascultat tatăl tău? Îți uh, că îi plăcea Duke Ellington, îi plăcea Oscar das. Peterson, da, da în, în zona asta. Îi plăcea bă, Maurice Chevalier, adică era în zona asta de. Bă, bă, îi plăcea cafe-concertul, adică bă, țin minte că George Urzicianu, fratele Aurei uh -huh. Urcianu, era unul din preferații lui și ai mei din punctul ăsta de vedere cafe-concert. A fost important ce ascultai acasă? Te-a marcat în sensul? Te-a modelat? Da, dar nu din partea lui Taichemann, ci din partea lui meu fratele meu care era un tip uh, care colecționa muzică care avea magnetofon în anii 60, deci omul era ca și când ar fi avut Ferrari acum, Corect. adică avea magnetofon în anii 60 și era chemat la ceaiuri și petreceri pentru că avea acel magnetofon uh, probabil un Tesla la început uh -huh. Uh, și de la el am aflat de, de la el am ascultat prima oară Rolling Stones, deși nu știam cine sunt dar îmi plăcea piesa uh, uh, și tot felul de, de trupe și de nume și așa mai departe, neconștientizând era o muzică care îi plăcea îmi plăcea să, 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 să o ascult așa să treacă pe la ureche, nimic uh -huh. că, de aprofundat. Bun, deci vorbeam de ABBA, Waterloo, credeam că asta e muzica. Și? Și peste, cred că, patru ani, cam așa prin, cred că, în 1980, uh -huh. am ascultat pentru prima oară Can't Buy Me Love, Beatles și... -am, am fost șocat, mai deci. De aceea e acolo la de unul de number one? țipătul ăla dinainte uh -huh. de solo. Uh -huh. m uite și acum mă iau, uh -huh. nu mai înțelegeam absolut nimic. Ce asta, eram atras și nu, uh, nu era ca acum, uite cum e asta mică care găsește de acum pe telefon orice. Și gă, orice. Și bă, atunci am început să-l întreb pe unchi, am început să-i întreb pe ăștia mei, pe maica mea, bă, bă, adică cine să ăștia, ce se întâmplă. Bă. Și așa am ajuns la, la, la Beatles, colecționând tot ce se putea. Adică Beatles colecționa. a fost înainte de Elvis? Oh, da. Și înainte el. de Jerry Lee, Lewis, că știu că el este cel pe care îl dori. Uh, uh, Jerry Lee, ca și Elvis, ca și, uh, sunt cei pe care i-am descoperit prin Beatles, uh -huh. pentru că. Am vrut să știu cine a fost înaintea lor, cine au fost cei care i-au inspirat mm -hmm. pe, pe, pe Beatles. Și atunci... Și asta s-a întâmplat, fai pe la 15 ani, cam așa. Atunci când am descoperit rock roll ul când am descoperit cum cânta Jerry Lee Lewis la pian, când am descoperit cine era Elvis în spatele filmelor pe care mm -hmm. le văzusem și... Îmi plăcea, mamă, ce erou, ce mamă, mamă, cum, cum... dar când mi-am dat seama cine a fost. ții minte că a murit jucam fotbal la bătător în fața blocului, știi? Și mai mea era a murit Elvis. Ah, nu. Un copil de cât aveam 10 ani aproape, mm -hmm. da? N-am conștientizat nimic. Dar în orice caz, ei, oamenii ăștia Elvis, Jerry Lee, Chuck Berry uh, și slavă Domnului că ți-am povestit cu doi dintre ei m-am și întâlnit. Am Ce putut frumos. să și vorbesc. Ce frumos! Uh, uh, Fats Domino, uh, Eddie Crohan, Bo Diddley, uh, uh, toată pleiada asta uh, de pioneri ai rock roll ului care au schimbat practic uh, uh, fața muzicii pe pământul ăsta. Uh, M-am regăsit în lucrul ăsta, deși total străin într-o limbă străină, dar era o energie acolo pe care era undeva în mine. Nu știu să-ți explic nici acum, o, o, o regăseam permanent în, în, în ceva. Deși ideea preconcepută pe care o aveam atunci, adică nu prea se potrivea pentru noi cum eram crescuți în. în lui în legeu, și la scurt, da. noastră socialistă roll ul și actoria nu, nu prea mergea nu prea mergea adică ori una, ori alta tăti, ce vrei să faci? Nu Ai prea. dat casting pentru rolul ăla din Licenii? Da, da A da. fost uh, complicat? Sau a contat -a... că ești fiul tatălui tău? Mm, nu știu cât a contat mai ales că uh, -a după a contat, ce, ce m-au luat cred că a contat după ce m-au luat uh, corgios Dumnezeu să-l ierte, regizorul filmului M-a trecut uh, Ștefan bunica. Ca să nu fiu. Uh, Ale uh, bunica. Da, iar în primul film, eroi au vârstă, eram trecut la și copiii, și copilul bănică Ștefan, deși aveam 15 ani jumate sau... Nu, era, nu prea era o chestie uh, de mare impact chestia cu juniorul pe vremea lui Ceaușescu. Mai ales junior suna occidental, nu... Nu-i plăcea lui. asta e, uh, e tot uh, numele pe care... Numele. Titulatura pe care a dat-o Nicolae Corjos. Ștefan bănică junior. Uh -huh. uh, dar uh, revenind la muzică, Lucrul ăsta, la mine, s-a păstrat, a devenit ca o... E, știi de ce m-am întors la film? Pentru că, practic, noi, oamenii, publicul, eu sunt acum public, te-am descoperit acolo în rolul ăla din liceenii și am avut colegi de clasă oh. care voiau să arate ca tine, care voiau să își luau haina de la costumul ăla de de știi bine că lucram, învățam în uniforme. Mai ales tu cu cu ca mai lungă alb... decât trebuie. Asta Pantofii obligatoriu, albi indiferent dacă erau era... Adidas și albi, așa exact. spuneam noi Adidas, și, de erau că pe vremeaia nu exista. Oboseți, dar... da. erau, da. Da. Înțelegi? Eu... nu m-am gândit nici o secundă la chestia asta. Nu m-am gândit vreodată că vreau să influențez pe cineva. Nu m-am gândit vreodată și spun sincer, fără ca cineva să vrea să uh, fie ca mine, nu m-am gândit da, niciodată da, toate la toate generațiile au nevoie Probabil, de idol. Da, Probabil, da, 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 da. Tu Dar ai fost un idol eu? în generația anilor 80, când erau peste Noi, tot. adică cei care am fost în, în, da, în, 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 în filmul ăsta. Corect. Dar vis-a-vis -vis de muzica pe care bă, o ascultam atunci și pe care am început după aia... Mm -hmm să sap și mai adânc, iar în momentul care am trecut de 90 și am avut libertatea de a căuta și de a găsi absolut orice a fost uh -huh. wow pentru mine dar uh, uh, muzica asta m-a făcut să visez muzica asta m-a făcut să uh, mă întreb de ce la noi uh, în afară de trupe și de cantautori uh, exista un sistem chiar dacă erau oameni extrem de talentați nu mai spun vocal erau multe voci mari dar mai ales în anii 80 era o discrepanță imensă, nu știu dacă s-a vorbit despre chestia asta între compozitorii care erau mult mai în vârstă și oameni tineri care veneau și uh, erau într-un fel reduși să cânte ceea ce vedea compozitorul cum s-a întâmplat de la unul la alta. și în cazul meu cu Emilia Popescu când am, am început să facem un, un un cuplu de uh -huh. varietăți și unde am lucrat uh, culmea mai mult cu oameni care au făcut istorie în televiziune ca Octav Sava uh -huh. sau Grigore Pop mai mult decât ei lucraseră cu, 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 cu taica meu sau cu Stella. Ceea ce iarăși nu e ok. Pentru că ai nevoie, ai nevoie de ăsta. Nu e nimic aur, cu E fi okay. okay. Ea nu are nicio treabă. i am spus că am treabă, dar ea continua nu nimic. să sune. Uh -huh. Uh, Așa da. sună. sună. Și uh, uh, Și lucrul ăsta mi s-a părut că întotdeauna un pas înainte au fost când uh, uh, diferitele compartimente, dintr-un dintr vehicul care a schimbat practic direcția și viteza, și orientarea, au fost cam de aceeași vârstă. Vrei să spui că în anii 80 artiștii tineri făceau ceea ce li se spunea de către cei cu mai da, multă experiență. Da, da, sunt, nu prea aveau nici curaj, nici oportunități. Asta era singura soluție. Singurul, singura, singurul lor atu era talentul, personalitatea și amprenta lor vocală. A sau farme cu personal. Restul era în afară de, În afară de, de, care mi s-au părut total din altă... Uh, inovatori pentru perioada aia vorbesc de Adrian Enescu, vorbesc de Doru Căplescu uh -huh. și de, de Laurențu Cazan pe care iarăși oriunde am ocazia uh, Cazan pentru mine mi se pare mi se pare genial și sunt rar așa. lucrul ăsta într-un context nu, genial, genial și am spus și lui lucrul ăsta și recunosc oriunde, adică trist este să ai o asemenea valoare în țară și să nu poți folosi. Indiferent ce face el, indiferent cum gândește el, să nu poți folosi. Lucrul ăsta avem la lucrul ăsta avem de învățat în toate domeniile cred. cred că în toate țările există o un apetit pentru facil, pentru ușor, pentru ce e la de mână. Da, dar Nu vreau să scuz pe nimeni, nu e treaba mea. nu e, nu e vorba de scuzat nici dacă de acuzat e doar o remarcă tristă. Ai o asemenea valoare în țară cu care te poți duce oriunde în lumea asta, oriunde, la nivel, oriunde, la nivel. Și mi-asum când spun lucrul ăsta. Dar, mă rog, mi se părea, așa mi se părea perioada aia, știi? Adică limitată de, de, de chestia asta. Și de-aia spun, și roacă în rolul a schimbat, dacă vrei, lumea, pentru că era un bloc de oameni care au mers în aceeași direcție Și teatrul românesc s-a schimbat în anii 60 Printr-un bloc de actori și regizori Ca Pintilie și Ciulei Pe mine m-a angajat domnul Ciulei Serios? La teatrul Bulandra da, Cun? Și am jucat, am dat examen Serios? Da, am dat examen și m-a angajat domnul Ciulei Ce Și Am jucat? jucat Ce? Am jucat Cel mai importante spectacole ale teatrului Bulandra Din ultimii din 30 de ani Deșteptarea primăverii și unei nopți de vară Și, mă rog, ulterior Prin anii 2000, Hamlet eu jucam la ertes, Hamlet era Iureș. Deci, wow. am jucat în trei spectacole wow. de, ale domnului Ciulei. Dar, încă o dată spun, cred că generația mea a teatrului Bulandra s-a remarcat sau s-a împlinit, dacă vrei, cu, cu Darie, cu Ducudarie. Îmi pare rău că vorbesc de toți la trecut, dar, na, asta e situația. Pentru că Na, să dau un exemplu. Deșteptarea primăverii se repeta la, la, sala izvor la ora 10. La ora 8 eram la teatru. Toți? Aveam... Cam toți, știi? Am crezut că mă duc singur, că așa simțeam eu, dar mi am văzut și pe colegii mei aveau același feeling, adică de-abia așteptai să se întâmple, de-abia așteptai să lucrezi cu un regizor ca Liviu era ca și când ai face școala pentru a doua oară. Asta e o șansă unică, cred că, și cred că oricare dintre... O să te întreb care sunt marile întâlniri ale vieții tale, dar hai să ne întoarcem da. la copilărie și tinerețe. Te-a încurcat vreodată sau a fost mai multă presiune pe tine pentru că tatăl tău a fost unul dintre cei mai mari actori ai României? Depinde de. de, adică, de știi mă întreb ca și drept. copil, da? adică Da, -hmm. da, mi-aduc aminte. Am fost teamă vreodată că nu ești suficient de bun să. Nu să, cred să că eram atât de inteligent să-mi dau seama să de treaba asta. Serios? Nu mă interesa chestia asta, glumesc acum. Adică, nu știu dacă nu mă interesa, dar nu mă gândeam la treaba asta. Dar mă simțeam inconfortabil, țin minte că am fost trimis, cred că disciplinar într-o tabără de părinții mei, undeva pe la 14 ani nu avea niciun chef, a fost așa depozit pe pe alta, se numea Cravata Roșie la Eforie Sud. Numai că m-au trimis singur, și că de obicei te duci cu un prieten, cu o colegă, uh -huh. cu cineva. Bă, singur, într-o tabără, cred că erau 300 de copii. Și te-ai prietenit cu toți? Uh, și mă simțeam ciudat, țin minte asta, o țin minte, eram în tren și aici dădeau cu asta, e băiatul. Te simți așa, ca o mai uh -huh. muzică, știi, Expo, mai muzica cita expusă la. Uh -huh. uh, știi, nu-mi plăcea lucrul ăsta. Nu-mi plăcea deloc. Chiar m-am întâlnit cu. m-am întâlnit cu toată clasa mea de, de actorie. Deci, noi am fost prima generație liberă, am terminat în 90, și din 8 am mai rămas 7, dar uh, Oana Iachin, din păcate, s-a. S-a dus acum aproape 10 ani dintre noi, dar ne-am revăzut și ne-am revăzut cu, cu bucurie. Uh, și m-am întâlnit cu Irina Movilă, cu care am fost în tabăra asta de care îți povestesc, ea fiind cu un an mai mare. Eu eram la Carajean în clasa a 9 era clasa, clasa deci. a 10 da. Și și-a adus aminte, evident. E, cu un da. <laughs> da. Bun. Um, care vreau să zic că n-a fost uh, greu, dar nici ușor să fii fiul tatălui tău. Și cu toate astea. Te-ai dus într-o altă direcție, în sensul în care uh, ai început să faci muzică, un gen care era puțin cunoscut la noi. Pentru noi. Mm, nu că am început să fac muzică, am avut uh, curajul să-mi cânt propriile piese, pentru că, uh, spre deosebire de tata, eu și compuneam. Atunci, oricum, era... la început, mi era. Mi-era jenă așa un pic să am compus un cântec. Aia e o istorie haioasă pe care am și spus-o în concerte. Spune Primul meu cântec se numește Ziua, așa era. Uh -huh. Un cântec pe care după... Pă, îl cântai unde? La petreceri? Cu... Uh -huh. Luai o gitară? Aș... După care am început să-l aud pe la tot felul de alte petreceri cântat de alți. Adică s-a dus, știi? Uh -huh. Și cântau sub diferite forme, mai schimbau un cuvânt, mai nu, că nu exista internet să fie înregistrat. Mm -hmm. Și eu spuneam, ăsta cântecu. e cântecul. Și aia e al tău. Păi să cântecul meu. E floșci altul. Nu știu mă, unde l-am auzit la nu știu ce, știi. Și uh, plus că era o o n adică avei așa erai crescut Cântărețul era cântăreț crainicul de televiziune, era crainic de televiziune, Nu avea părere, anunța la ora 18 este filmul mortul cu cireașa, mă rog, nu contează, dar erau, lucrurile erau clare. Vedete pe vremea aia, în afară de celebru cuplu, nu? Așa, erau doar actori, cântărești și sportivi. Nu, nu țin minte să fi fost persoane extrem de cunoscute, A, sau Dumitru Prunariu care zbura primul român mm -hmm. în spațiu, da. știi. Dar nu prea existau alte persoane foarte cunoscute, vorbesc de mm -hmm. uh, popularitate aici. Și atunci, bă, erai obișnuit într-un anumit fel și mi se părea, ai un actor să scrie. Un actor să, să compună, se un compună. actor să cânte. Oricum Moțu un... Piti și era cu totul ieșit din comun, adică mă duceam la poezia și tinere, eram wow, Moțu care avea plete, nu înțelegeam cum un actor poate să stea cu plete, pentru că nu, generația alor mei și taică-meu nu trecea prin cap, adică să ai plete. Ești actor, nene, odată ești lasă în cap. Tu ai avut plete? Uh, cred că am făcut un film de institut prin anul întâi, Mărsul pustios după Dăre Popescu Și mm -hmm. atunci cred că am avut părul cel mai Aveam plete când eram mic Dar atunci am avut părul Cel mai, cel mai mare Și mai făceam și pe nebunul Că m-au trimis la Plugușor la Să recităm, că așa erau ăștia Bobocii anul întâi mm -hmm. Pe fără să recite Plugușorul la Ci? Ceaușescu Băi, m-am dus Am zis-o pe asta, dar e mișto M-am dus și Am încercat să fac pe tâmpitul, mie se foarte, nu, nu trebuie să mă prefac foarte tare, îmi se repede și făceam, citeam alb. Mi-a dat vreo 13 poezii, că erai de la instituție. Tovarășe Elena ce au cu da, 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 Ce faci, mai ce să ba, joc? nu, da, așa citesc. Bă, tu joc? Cum te cheamă? -a, și... Bă, cum ai intrat tu la institut, mă, zici? Nu, zic, mă... Nu da? m-a băgat aici, sincer vă spun. Nu-mi place, nici nu-mi place, nu Mamă, cât de prost e ăsta, bă, frate. Ia mă, citește da da, 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 și partidul. Și... Bă, dar e prost. tăiați mă, dați-i doar trei poezii. Da, da, da. Bă, bă ia-te, mă, acasă, du-te acasă de tot. Și am plecat, știi? A, tu, de fapt, asta voia. Da, și aveam și păr mare. De ce ai, mă, părul mare? Te tund acum. tu trebuie să fac un film cu narici cu un arici. Nu știți dumneavoastră, e la institut, avem un arici pe care îl creștem și... Na, el e rolul principal și bă, era de o prostie, adică și mă jucam așa, fără să-mi dau seama că na, na, mă jucam un pic cu focul, fără să-ți dai seama, plus aia cu membru de partid, să te facă noi am terminat în 90, dar veneau periodic, uh, trebuie să, domnul, cu tare. Ai fost membru de partid? Nu, mm, niciodată. Dar cum ai scăpat? Păi eu asta spun, domnul tare, domne, zic, eu îmi doresc foarte tare, dar mi-s au, vă oric... spun, dar numai nu să nu mai spuneți la nimeni. Mi s-a urcat succesul la cap cu licienii, că a venit în anul întâi. Uh -huh. Mai place să și beau, mai și fumez. Na, plac fetele, deci vreau să mă liniștesc un pic așa, să să pot să mă adun. Și funcționau aceste da, modele? Funcționa. Bă, da, la anul, la gata, adică vă dați seama, e ca aia cu moțul care nu știu unde a pletele și vrea Tamara de să cu chema de la cultură. Piti, să te tunzi Dar Doamne, nu poți mă tunde, doamne, de ce? Joacă rapidul. Mâine, mâine ziua lui mama, n-am cum, face șoc și așa o ține, știi? Tu gândește-te cum a rezistat moțul pe vremea aia să stai cu pletele aia, știi foarte bine ce era. Cam așa, 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 la o scară mai mică, era și cum. Până când n-a mai fost nevoie la mine, adică când s-a îngroșat gluma de tot, a venit Revoluția și n-a mai fost nevoie să mă tund. Bine, a. nici nu eu, nici aveam plete ca să poți să zi, să mă tunzi. Ștefan, apropo de poveștile astea absolut superbe din anii 80-90, sunt sigură că au fost perioade în care ai fost atât de ocupat încât a trebuit. Cum prioritizezi? Ce faci? Cum faci lucrurile în viața ta astfel încât să le poți face pe toate. Cât de des, când ai învățat să spui nu? Că sunt sigură că la începutul carierei nu știai să spui nu. Bă, da. Ai știut dintotdeauna? M -am, instinctiv, până și la primul film unde m-au luat, am spus nu, ceea ce era de neconceput. Dar am spus nu pentru că m-am simțit mințit, înțelegi, adică m-a luat... Bine, bine, na, acum îți spun și ție lucrurile astea, eu am senzație că le-am spus de, de, de 100 de ori, dar de fiecare dată e al public, ca la teatru, adică ce facem, nu mai jucăm Hamlet, că lumea știe subiectul, nu, le-am am spus, eram aveam 14 ani când am făcut primul film, am văzut Mișu Constantinescu, regizorul care a făcut Cântecele Mării cu Taică cu Dan Spătaru, în anii 70 și m-a văzut, nu știa cine sunt și ce moacă de film ai, pac cum te cheamă? Mm. Bunica, Ștefan nu, ești băiatul, no, 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 da. băiatul... Da. prieten cu taica, doar uh -huh. că nu știa cine sunt mă a văzut la, la Sinaia și m-a chemat în filmul ăsta înțelegi, am crezut că joc Eu am crezut că joc, m-a chemat fără probă, fără nimic m-a luat doar după moacă, mamă uh -huh. ce moacă ai știi, pe moacă m dat mare la bloc, la am la plec la filmări, ai noroc, băieți, artist de film. Doar că eroul principal era, era unul gen Pistruiatu. Pistruiatu, scris de Francis Monteanu, uh -huh, că și uh -huh. ăsta e tot de Francis Montano, Roșcovan cu Pistrui, uh -huh. ar trebui să fie... Și prima zi de filmare a fost pe o plută, figurație, dar nu planul 2, planul 4 ceva. Și la sfârșitul filmării, m-a uitat pe Pluta acolo. Adică pe lângă că nu te vedeai deloc, că puteai fi oricine, te-a uitat și pe plută. Și eu am zis, foarte sincer, că am fost de neam, eu nu mai vin dacă e așa. Și am zis, bă, băiatule, tu nu ești Cum adică nu mai vin? Păi nu mai vin, domnule, eu am crezut că mă chema să fac și eu ceva, să, să joc ce ceva, ceva, da. pe uhum. Pluta, să stau acolo. Bă, băiatule, și nu am crezut, și nu m-am mai dus. Nu m-am mai dus. Iar na. cum se întâmplă bă, când e să fie, după trei săptămâni, băiatul din rolul principal s-a îmbolnăvit de hepatit. atunci m-au chemat și pe mine să dau probe și... Am înțeles. Bine. Am intrat în treaba asta. Deci, nu este parte din viața ta? Am spus nu de foarte multe ori. De foarte multe ori, da. Excelent. Am am refuzat multe lucruri la viața mea, care am crezut că nu se profesional vor. Re ai regretat vreunul pe care A... l-ai refuzat? Mm... Nu știu. Nu, probabil nimic major. Am refuzat multe lucruri și mulți, foarte mulți bani pe care i-am refuzat în. Adică, chiar dacă n-aveam, dar faptul că nu mă simt bine eu cu mine, însumi cu conștiința mea. Să știi că erau uh, lucrurile din copilărie și lucrurile în, în care crezi. Cred că se mențin toată viața, dar chiar crezi cu adevărat. Ce ai învățat? Ce ți-a spus tatăl tău? Care sunt daurile și nuurile pe care uh, le ai și așa? Să nu faci compromisuri ta? față de, de, de profesia ta, față de publicul uh, care crede în tine, indiferent cât sunt 5, 10, 100, 1000. În primul rând, față de tine. Și nu. Eu consider că nu am făcut compromisuri vis, -vis de. indiferent de că a fost vorba de actorie sau de, de muzică. n, -n, -n. n am. Uh... Pe de altă parte, faci 20 de ani de când aduci Crăciunul la sala uh, Palatului. Cred 20 de ani? 20 de ani, e incredibil. Nu-mi vine să cred. Când ți-a venit ideea să faci Crăciunul la sala Palatului? Influența vine tot de afară. Când am văzut că o grămadă de, din artiștii care îmi plăceau sau din cântăreții care îmi plăceau, înregistrau și cântece de Crăciun. Iar eu scrisesem deja cântece de Crăciun. Simțisem nevoia să scriu cântece de Crăciun și mi s-a părut. s-a părut un lucru care ar trebui să existe în, 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 în cariera oricărui artist de mainstream, adică să... Și mai ales dacă simteți să facă lucrul ăsta, să facă un spectacol de, de, de sărbători. Eu nu m-am gândit să când nu mai cântece de Crăciun. Dar da, tu îl pe repeți care... și cred că ești singurul care îl face anual. Că și buble a făcut și Mariah Carey a făcut. Atenție, toată lumea. Dar n-au revenit anual. Adică puțin... tu ai făcut mai bine decât alții dintr-un punct de vedere. Buble și Maria Carey fac numai Crăciun de Crăciun. La noi nu e așa. Adică eu n-am... Asta vreau să spun, că noi n-am mergi niciodată pe premiza de a face, de a cânta numai cântece de Crăciun, cum greșit spun unii, bănică, concert de colinde. Nu este un concert de colinde. Colinde, adică concert de colinde, e cu hrușcă și excepțional. Adică ăla e concert de colinde tradițional românesc. Ăsta nu este un concert de colinde. Se cântă, evident, se aduce atmosfera Crăciunului. Asta e cu totul altceva. Se cântă cântece de Crăciun, evident. Dar este un, un, un. Păi da, sunt Christmas show și Christmas Carol. Da, așa este. Sunt două lucruri diferite. Este un show. Mm -hmm. În 20 de ani am făcut atâtea lucruri, adică împreună cu aproximativ, cred că aceeași echipă pe care am avut-o de la bun început și mm -hmm. cu care am creat o grămadă de lucruri și care, spre bucuria noastră. Asta, da, a fost un spectacol influencer, dacă vrei, care a influențat toate producțiile românești de la, cel puțin de la Sala Palatului. Dar în atâția ani, cred că am lansat vreo 4 sau 5 albume în concertele de Crăciun. Adică nu e doar un concert de Crăciun și nu, e, nu mai e de mult Așa doar e. un simplu e concert. E o tradiție și nu e un e concert, o... sunt mai multe de obicei. Nu, și... nu, 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 eu nu mă referam la număr. La număr... Pot să fie oricâte. Da, nu, e, e o stare de spirit, deja. Care se întâmplă bă, acolo de atâția ani și cred că pentru asta vine lumea. Dincolo de, de artist. Pentru starea asta de spirit, care este unică și care a schimbat generații și care bă, bă, se menține de atâta timp. Și acum revin la uh, ce spuneam. Tocmai pentru... Uh, Genul ăsta de, de credință pe care o de, de copil și lipsa compromisului. Ceea ce am promis întotdeauna am făcut. Și cred că lucrul ăsta, știi că întreb, domne cum se întâmplă? Mm -hmm. Nu știu cum se întâmplă, dar cred că uh, uh, e, ca un, uh, e ca un brand în care știi la ce te aștepți. Adică. Nici mai mult, nici mai puțin. Știi în momentul care vii la concertul de Crăciun la ce și cred că ăsta e un lucru foarte important. Asta pentru cei care nu au fost niciodată, iar pentru cei care în prima râzi. dată... Anul trecut am avut o surpriză de proporții, cred că... 80% din ei dată... mai fusese. Nu, am făcut o zic ai vă rog frumos, ridicați mâna care nu sunteți din București, m-am speriat, și acum ridicați mâna pentru bă, 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 cei care ați cei venit pentru prima dată. Cred că Nimeni. era jumătate de sal. Serios? Da. Asta e excepțional. Asta înseamnă că încă sunt oameni cărora mai ai să le demonstrezi. Bă, nu știu, nu e o, nu e o competiție. Nu e. Asta am învățat iarăși cu timpul. Cred că bă, singurul căruia mai vrei să. nici măcar termenul mi se pare cuprind alt sens. Nu trebuie să demonstrezi nimic. De la un moment dat, trebuie doar să fii ceea ce ești. Cu posibilitățile tale, n-am să lui pe Tom Jones toată viața mea acum 10 ani când a fost sau mai știu când a fost stacă la sala palatului, vine din nou, pe 18 știu. Și a zis așa, uh -huh. doamne, o să cândi Laila cu două tonuri mai jos. Azi Asta spus, sunt da. acum, spus, atât, uh -huh. fără niciun fel de chestie. Evident, doamne ferește, nu fac vreo comparație, dar ai de unde, adică sunt oameni de la care am avut de, de, de învățat și de, de, de văzut și de admirat, și nu sunt pe principiu de a admira un lucru care merge la nesfârșit și care nu mai are nimic de spus. Asta e cu totul altceva. Adică. Uite, e interesant de vorbit. Pe cine urmărești în Instagram? Sau presupun că pe TikTok mai puțin. Mai da? puțin. Pe, pe Instagram pe Instagram la cine te uiți? Pe Instagram și mai puțin. Mă uit la lucruri care mă interesează. Instagramul pentru mine și asta, nu știu dacă ți-am mai spus, Instagramul și tot ce înseamnă online este echivalent, dacă vrei, cu căutătorii de aur care veneau în America acum în un secol și ceva în care toată lumea umbla după metalul prețios. Foarte puțini ajungeau acolo. Mulți mureau pe drum, uh -huh. se împiedicau. Așa este, un miraj. Pentru că uh, uh, Instagram-ul este și tot online-ul, pentru mine, pentru generația mea, mi se pare excepțional. Atâta timp cât, cât știi să-l folosești. Uh -huh. Înțelegi? Și atunci te uiți la lucrurile care chiar te interesează. Punem pe cine urmărești. Te uiți la Tom Jones? Îl vezi? Mă uit la Tom Jones, de câte ori îl văd pe Tom Jones, evident că am gitariștii mei care îmi plac, Bona masa. Mm -hmm. Rolling Stones. Mm -hmm. Rolling Stones, cred că în ultimii 15 ani, sunt constanți, adică mă uit pentru că nu, nu mai pot să înțeleg, cel puțin la Jagger. De unde? Eu nu știu cât câți frontmen poate să facă ce face Jagger acum, la 80 de ani. Mm -hmm. Și atunci lucrul ăsta mă, mă, mă fascina. Sigur că bă, dacă pui un Rolling Stones din 80, un Satisfaction din mm -hmm. 80, cum sunau în 80 și cum vorbesc de energie, mm -hmm. evident că nu e același lucru și nu trebuie să bă, mă uit ca la Sfintele moașe, Moaște la, la Pol Măcarne și mă... Bă, Am văzut stânt în cap -ai văzut, deci l-a întrebat cineva și o să te întreb și eu, care e secretul uh, tinereții, pentru că cine te caută o să afle că ești un tip trecut de 50, dar nu areți 55 ani. Nu arăți. Exact așa e și la măcarni Maca are 81, îi împlinește în iunie. Nu, ăla și este... stă în cap. Este... Nu, El nu asta e... a spus, nici o clip, nici o dimineață nu începe altfel după ce uh, ciugulesc ceva niciodată nu mănâncă. Uite e că exact modern atunci, te atunci te dacă vrei exact. să. -i. Eu nu uh -huh. stau în cap, Da, da are Dar are cu 10 ani mai puțin. Tu da, ce faci ca să dar... arăți cum arăți? Stai puțin, mă întorc la măcar. Măcar este un. Une... măcar stă în cap cum să spun și la propriu și la figurat. Adică măcar <laughs> este un tip care e cu picioarele pe pământ, deși poate este. Bă, cel mai mare compozitor pop-rock al tuturor timpurilor, da. care trăiește, care e în viață, da, poate e cea mai mare legendă. Așa, e, e un clasament cel mai. Care care cel mai așa bogat cântăreț din muzică, lasă celelalte business-uri. Mm -hmm. mm -hmm. Nu, dar omul e cu picioarele pe pământ, brici, și se încăpoținează în continuare să cânte din cântecele din mm -hmm. cheile originale, nu întotdeauna mai poate ieși la, la vârsta asta, dar este oricând te poți duce să vezi un show Paul McCartney la vârsta asta. Înțelegi? Este incredibil. Și atunci, uh, uh, legendele pe care eu nu le-am putut savura în totalitate, pentru că n-aveam cum, nu existau materiale atunci când eram uh, uh, mai tânăr, am o plăcere N-ai văzut pe Măcarni da, live? am văzut de două ori. De două ori, normal. N-am văzut de două ori, da. Uh, mă uit la... Pentru că mă interesează... Cel mai tare mă interesează energia primară de, mm -hmm. care vine... Este nefăcută, este... Uh, instagram e un paradox. Lumea... Lumii îi place să vadă reality show-uri. Hai natural da, să da, da. Dar de fapt Instagramul, Ce face? Tot. Spune... Corect. Totul este o. Înțelegi? Un filtru. Și atunci, tu unde ești? Trebuie să te întrebi de fi, tu unde ești. Trebuie să te găsești pe tine. Eu cred că asta, asta e. Știi că, cred um, că e vreun secret, dar cred că e important. O actriță fabuloasă, Kate Winslet, a primit wow. zilele astea un uh, BAFTA, premiul BAFTA mainstream. de TV. Așa Pentru Acum, serialul da. de televiziune da. și a plâns când a spus că faceți reguli pentru uh, rețelele de socializare, stricăm o generație de copii. Faceți reguli pe care să le aplice pentru că toți cei care își pot permite și știu bine meseria asta uh, pun filtre distorsionează, copiii vor să fie ca cei oameni pe care îi urmăresc, nu pot ajunge acolo, e. pentru că se pun cu niște mașini, cu niște aplicații. Cred că la asta s-a referit. E foarte frumos mesajul ei. M-aș întoarce la tine. Tu nu folosești filtre, pentru că tu ești foarte bine. Ce faci de ești ba așa? da, uite, spun, când am, am de pildă zile în care na, nu ești am ochii umflați, mă pur și simplu umflați. Și ce mai faci? Ales că de, dai de, de dimineață. De multe ori, na, da, am adus la emisiune de dimineață, unor îmi port, port ochelari sau port ochelarii de, de vedere când e cazul. Așa. Da? Adică pot să spun, da, dacă ești cu ochii umflați și vrei să pui o poză în care promovezi ceva uneori îți mai faci la ochi aici e normal, e firesc, că doar nu o să vă mamă, zici, de unde vine asta? bă, vine de la Cârciumă, de unde vine, știi, e, mm -hmm. e, e, e absurd. Dacă vreau să vorbesc într-un context al unui personaj, pentru că asta e o altă discuție pe care, nu știu cât timp mai avem N -n de abordat. avem timp suficient, poți să-mi spui orice te rog. Teatru este una și te ascunzi în spatele unui personaj și, și acolo momentul, poți fi cum vrei tu. Uite, mi-a spus cum... Emilia, acum, da? a fost excepțional asta la... ți zis că s-a întâlnit cu Minnie Mouse uh -huh. și cu Mickey, mărimea naturală așa, la ziua lui Fimiu și a zis, Bă, cum ar fi mă să ne punești noi costumele astea? Ieșim pe stradă, că nu ne cunoaște nimeni. Așa e și în spatele personajului teatral. Nu te cunoaște nimeni. Nu știe cine ești tu cu adevărat, cum e și Carla Dreams. I-a spus de multe ori lucruri, El e în spatele unui măști. E un, un tip mișto, a, un tip de deștept. E. Bă, bă, bă. Dar nu știm cine este cu adevărat. Înțelegeți? Evident. E o alegere. E o alegere. În momentul în care te duci la un concert, eu nu mai. La mine cel puțin, tocmai când vine din Eu nu mai vreau să văd un personaj. Eu nu mai vreau să mă văd un personaj. Vreau să fiu la care ești, înțelegi? Sigur că întotdeauna încercăm să părem într-un fel sau e... Ca să ajungi să fii pur și simplu, trebuie să ajungi la o anumită cunoaștere și la o anumită bă, bă, Bun, modalitate deci, de gândire. folosești uh, filtrele și aplicațiile... Nu, filtre nu. Cu, mâna, cu frâna de mână trasă, adică cu atenție. Absolut. Uh, pentru că Dacă e permiți, cazul. Pentru că îți permiți. Numai Ștefan, că -ți ce permiți faci mâna. să rămâi în, în forma în care Vorba ești. lui mama, copiii, știi? Faptul că am un copil de patru ani, L am pe Alexandru, să nu crezi că e. Bă, bă, ești obligat, ești obligat, uite, am fost cu el la acum câteva zile, la ziua tatălui, la grădiniță. Și. Bă, te uiți, știi, mamă, vor fi, bă, sunt bă, tați tineri, nu știu ce, dar modul lui de a mă trata și de a mă implica mă face să mă simt. Bă, Tânăr. După care, în momentul în care reușești să accepti vârsta și să înțelegi că important e cum te simți, pentru că restul e un număr... Exact ce spuneam de Stones, hai să nu avem pretenția la 70 de ani să sunăm ca la 30 de ani, la anumite piese, dacă vrei să cânti... Masa să... Stewart e copertă la Sports Illustrated la 81 de ani. Perfect. Ați văzut? Vai de mine, cum poate să fie? Pentru că știe... De ce, domnul Rebenciu, nu poate să fi copertă? Victor, nu poate fi conferte? Păi, despre ce? Despre asta e vorba. Uh, bă, sau uh, bă, Radu beligan, de care spunea tot timpul, tot timpul, de câte ori ne întâlneam, era o bucurie și spunea, dumneavoastră sunteți mai tânăr ca mulți dintre noi. Bun, deci nu mi-ai spus în afară de Alexandru, adică secretul tău este să ai A, copii. ce vrei tu să, să, îmi spui, să spui dacă regulile, fac, dacă darurile. am o rutină. Nu, 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 cred nu, că există. Și nu -urile. Uh, ce nu mănânci? Ce Nu e vorba sport de mâncat. Faci? Nu vă ping-pong, nu fac nimic, nu fac sport, mă întrețin și cred că e, e, e important, cel pentru mine. Nu place să de dau sfaturi. Foarte exigent. Da, sunt exigent cu mine, nu-mi place să dau sfaturi Dar și nu cred trebuie să -mi că să-mi fiecare... trebuie să-mi spui mie ce faci. Eu te știu de 20 de ani și ești neschimbat. Liana, da, ca Dinescu. Pentru cine nu mă cuțeam să ia cu Dinescu la sala palatului prima gală uniter și a zis în 1990 pentru cine nu mă cunoaște să știți că mi a schimbat Era după. Era după așa. evenimentul și, de la, da, uh, la Revoluție. Da, uh -huh. cred că e treaba asta. Probabil că dacă n-ar fi exact ce porneam de la începutul discuției vis-a-vis -vis de respectul față de public și vis-a-vis -vis de condiționalele pe care ți le pui singuri dacă n-ai mai apărea pe scenă, dacă lucrul ăsta un actor sau nu neapărat un actor, un artist care se urcă pe scenă trebuie să ai, adică trebuie orice artist real are respect față de ceea ce face față de el însuși da? și față de cei care vin la spectacolul lui indiferent cine-s ei are respect față de chestia asta și cred că orice om care creează ceva are respect pentru celălalt care creează la rândul lui, chiar dacă nu e de acord sau nu-l place. Dar oamenii care fac lucruri reale și care au o, o, o bază, nu mai zic de cele care rezistă în timp, n-au cum să nu respecte lucrul ăsta. Și atunci te autooblizi dacă vrei să păstrezi. O anumită rigoare. Probabil, bă, dacă nu da, probabil că dacă nu m-aș urca ești. pe da. scenă. Probabil da, A cu 2 kilograme mai mult. Da, sau vreo 10, sau bei 10 beri în plus. Pe de altă parte, nu-mi place chestia asta, adică să te. Mamă, aia nu trebuie sofan, dar știu foarte bine. Bă, dacă am fost uitat acum, a fost ziua lui Fimiu, m-am întâlnit două zile la rând, m-am întâlnit cu colegii mei de institut. Ai băut un șpriț, te-ai simțit bine, e clar. A doua zilele, zi zilele bă, următoare departe. trebuie să stai dacă o într-o și depinde de construcție era unu, un sunetist, ții minte, lucra la Magic uh -huh. Sound uh -huh. unul țâr, așa era bea 8 beri pe zi n-avea nici pe dracu zic băi, cum faci ăsta mă, frate, cumva opt beri pe zi și înțeleg că și acum e mai mare ca mine și acum e la fel deci e vorba de de metabolism, de de metabolism da, tu ai știi? niște gene excepționale, recunoaște și le dai mai departe, mi se pare că Radu seamănă cu tine seamără, la foarte în primul rând că bă, bă, Ștefanel, de, Ștefanel Ștefanel, Ștefan, noi îi cum spunem Radu, da, tu îi spui spune. Ștefanel da, da. ce frumos da, Ștefan, e, Ștefanel. Ștefan e mai înalt, mai frumos mai bă, bă, cum să spun e bă, o variantă îmbunătățită și mă bucur lucru mă bucur de lucrul ăsta și bă, plus toți copiii mei au luat și de la mamele lor adică toate trei sunt, sunt Absolut, femei frumoase așa și e e dar ăsta micu acum care are patru ani e dacă vrei este atât de... Maica mea spune ce, bă, am senzația că trăiesc pentru a doua oară. Omul este atât de aproape de ceea ce eram când eram eu de vârsta lui și se extrem de tare la vârsta aia. Și e, bă, da, spun... spuneam că tu ești o genă puternică pentru că i-am văzut pe copiii tăi mari și mi se pare că amândoi au din tine. Amândoi au. sunt absolut super, n-am ce să comentez la capitolul frumusețe, dar amândoi au ceva din tine. Se vede că sunt împreună. Eu am văzut prezentând ceva absolut special. Nu l-am văzut pe Alexandru, dar e clar că e o genă puternică. Și e o genă e, dominantă, dacă pot să spun e, așa. E, e, um. ăsta, micu, e, ăsta micul, e. Iar toți trei sunt. Adică. Uh, dar, asta spun, uh, ajung să. Fiecare are drumul lui. Am mai spus ca, ca, ca tată, mi se pare că e ca, ești ca bicicleta aia, și tu, bicicleta aia pe care învață să meargă și are niște roți ajutătoare, știi? La un moment asta dat, e, să scoți roțile. Da, tu ești roțile ajutătoare. Asta e de metafora care pe care o folosesc mai tot timpul când vorbesc despre ei. Și la un moment dat, uite cum e Ștefonel, roțile ajutătoare au plecat de mult. E dat o direcție, evident, prin influența la ceea ce vede că faci, la ce vede cum gândești. Și de fiecare dată le spun, bă, luați ce e bun sau ce vă trebuie. Poți să întreb ceva, poate personal, nu știu dacă te-a mai mm. întrebat cineva. Uh, crezi că tatăl tău, când l-ar putea vedea pe Radu... Îl vede, sigur, nu că l-ar putea vedea, îl vede cu siguranță. Râde? Zâmbește? sunt convins că bă, sunt convins că da. Adică faptul că bă, nu, na, așa a fost să fie, nu e nimic întâmplător că nu i-a prins pe niciunul dintre ei. Îi vede de unde e sau ce e acum, dar bă, mă duce cu gândul la la fimea pentru că bă, el în sufletul lui își dorea să aibă și o fată. Noi am făcut, așa a fost din familie. Îmi spunea, băi, n-ai cum, tu vă o să faci doi băieți. Și am zis, Hai, mă, lasă-mă în pace. Bă, tată, faci doi băieți. Tata a avut doi băieți, eu am avut doi băieți, fratii meu au avut doi băieți. Deci tu faci doi băieți. Și zic, uite, bă, că n-a avut de data asta dreptate, că a fost Ștefan și Violeta. Și iată că are dreptate. A venit. Înțeleg? Și atunci mă am Violeta. Da, așa? mă gândesc că era singura fată dintre noi, cred că da. Dar sunt convins că, în orice caz, mă bucur atât de tare de relația lor, a, a tuturor copiilor cu mama. Este o rar relație fabuloasă. Deci, toți trei sunt îndrăgostiți de mea. Mine, e și eu o ființă pe care n-ai cum să nu o, -o placi, știi. Mama ta e o persoană care mai și critică? Îți mai spune mai că mea din... da, mai că mea da și mai ales în, în, în ce privește viața mea bă, personală, pentru că mai mea ca și mine bă, nu am stabilit de la bun început. Una este viața pe scenă și una este intimitatea mea. Și am mai spus lucrul ăsta, intimitatea mea vine tocmai din sânul familiei mele. Dacă și lucrul ăsta devine public, eu de unde mă mai încarc? Sunt ca o baterie care nu mai îngăsesc că și ăsta e și motivul, dacă vrei, pentru care, uh, na, pentru unii par secretos, pentru alții par un uh, nasul pe sus, vezi, doamne, că nu vorbesc. Nu sau te deranjează. Nu, pot, nu mă mai deranjează de mult. M-a deranjat la început și m-a deranjat pentru că simțeam că e o, o, un lucru neadevărat. Și poate că pă, modul meu de a încerca să mă apăr părea distanță. sau... Uh, dar nu Dacă aș da în timpul înapoi La fel aș face Nu aș schimba nimic din lucrul ăsta Care crezi că ar fi uh, Reacția uh, Mă duc la povestea asta pentru că Eu sunt sigură că tatăl tău te-a prins jucând Ați ah, prins? M-a prins, da M-a văzut după... L-ai văzut uh, emoționat? El Pe a senior? plâns la La Cred că la premiera și-a mai prins el liceni rock and roll. A, la film, la teatru m-a văzut, m-a văzut și în Deșteptarea Primăverii și în uh, Visul, m-a văzut și când eram student în Bună Seara Dumne Wild. Dar la licenii rock and roll, țin minte că la premieră era un boom așa, pentru că apărusem și cu Emilia, era primul nostru show și în momentul în care m-au prezentat, atunci nu mai știu unde eram la Scala sau la Patria, cred că la scala. Lumea a avut așa un pusă de, de simpatie, s-au ridicat în picioare și l-a rămas în jos și... A da, da. Bine, na, e... Mă, meci oricum este inegal la cât am bă, plâns eu de, de emoție sau de, de mândrie, știi, de câte ori bă, ieșea el la aplauze, da, diferite spectacole. Dar mă bucur. A, și a prins și un concert. Da, a prins un concert în 94 inevitabil, următoarea întrebare este când l-ai văzut pe Radu pe scenă? Te-ai emoționat? Când? L-am văzut de curând dar acum, că l-am văzut, văzut prima oară. Prima oară l-am luat eu la sala palatului. Cred că avea 12 ani. A? Da, da, nu. Nu, no, ce 12 ani? Avea 10 ani. Cred că 10 ani avea. Că eram uh, alert printre stele. Când am făcut videoclipul, în alert printre stele mm -hmm. și ideea era... Să fie, uh, să fie o dublură, dacă vrei, în loc să intru eu, să intre el, care mm -hmm. era la fel îmbrăcat și așa mai departe. Și am explicat, este e doar o idee regizorală. Poți să iau și pe altcineva, nu trebuie să fii tu. Și asta am și făcut, am făcut un casting. Nu cred. Ba da, mi-a pus toată familia în cap că demoralizez copilul, că nu știu ce și Adică, zis, băi, aveai nevoie de tine tânăr și nu l-ai luat, dar nu l-ai vrut din ascultă prima ascultă pe mă, zic că... Nu cred asta. Zic că eu nu fac compromisul de genul ăsta, te iau dacă ești bun, nu dacă ești bun, dacă ești potrivit pentru momentul ăsta, în spectacolul mm -hmm. ăsta. Mm -hmm. Nu că ești fimiu ăsta înseamnă că te iau. Nu. Și știu că mi-a dat Mihai Petre, mi-a dat vreo doi uh, băieți pe, care erau și dansatori. Uh -huh. Și nu știu cât am avut, am avut patru spectacole sau cinci și în primul n-a fost el. A suferit enorm, înțelegi? După care, al doilea a intrat el. Având mult mai multă carismă decât uh, bă, băiețelul anterior, uh -huh. săracul om își făcea treaba pe dans. Dar el transmitea mai mult, uh -huh. nu că era fimiu. M-am uitat clar și am văzut din doi ăla transmite mai mult și este mult mai bun mm -hmm. pentru ceea ce am nevoie în spectacol. Mm -hmm. Și am spus felicitări, zic, acum ești în treaba asta. Dar nu pentru că ești băiatul meu, atenție, ci pentru că ești potrivit pentru treaba asta. Despre asta e vorba. Să n-ai senzația că dacă ești băiatul meu, trebuie să facem lucruri împreună. Când a dat la teatru, a sunat telefonul? Cine te-a anunțat că e acolo admis? A sunat telefonul, -te. am vorbit cu, cu Ivașcu, atunci cu Georgica Ivașcu mm -hmm. și m-a felicitat și mi-a spus bă, ce băia mișto ai și mi-am adus aminte punk trecere în timp când Olga l a sunat pe taică și spunea de, de mine că am intrat la institut și că e un tată fericit să fie un tată fericit. Istoria se, se repetă și în același timp greutățile cu care sau pe care le-au întâmpinat copiii mei, pe care eu nu le-am avut, și anume să fie vânați de paparații și când erau mici așa mai departe, eu ne-am avut treaba asta. Și le-am explicat, astea partea mai puțin plăcută, să fie luați în balon de colegi, cum se numește acum, bullying. bullying. Înțelegi? De astea, am ce nu are tactul, bani sau de astea, știi, mârlăni de astea. Asta trebuie să vă călească și trebuie să vin la pachet cu meseriile părinților voștri, care, na, nu, bă, voi... N-aveți nicio vină pentru lucrul ăsta, dar în același timp asta e situația. Acum, nici eu n-am avut vreo vină că și-am zis: Prin ce ați trecut voi, comparativ, făcând uh -huh. o paralelă între perioade, am trecut și eu. Deci, nu pot să fiu impresionat uh -huh. maxim de genul ăsta de suferință. Și atunci merge mai departe, tot timpul, merge mai departe, mai departe, mai departe. Fiecare trebuie să-și găsească drumul lui. Și sunt bă, încep să fiu aproape sigur că ambii mei copii din cei mari știu ce vor. Și de, despre unul știm ce vrea. Ce vrea să facă Violeta? Ce Violeta, ți se pare? În ce direcție merge? Violeta merge într o direcție extrem de ambițioasă. Vrea o facultate extrem de prestigioasă, afară, probabil că se va îndrepta spre avocatură. Mi-a spus evident cochetând și cu... Bă, bă, că, tati, vreau să, bă, vreau să mă fac și actriță și nu știu ce. Tati, zic, aici nu e cu vrei să te faci. Eu cred că e, bă, dacă e să fie, va fi. Nu e că vreau să mă fac. Ori vrei și atunci când vrei un lucru, știi ceva și nu mai asculți de nimeni, nici de mai... Eu nu te încurajez în nicio direcție. Te încurajez indiferent ce ai să vrea să faci, să faci. Să ce ai vrea, ce vrea să faci? Că vrei să te faci gunoier. Șef, că vrei să te faci astronaut, că vrei să te faci doctor, că vrei să te fac... Eu, oricum, cred în capacitatea ta de a fi orice. Eu cred în tine. Și asta așa și uh -huh. e. Ai capac sau îmi transmiți uh -huh. senzația că uh -huh. poți să faci orice din ce-ți alegi. Depinde doar de tine ce vrei să faci. Eu voi fi acolo. Pentru că îmi dai această senzație. Nu la mine lucrurile au fost foarte clare. Adică, da, a devenit și glumă în spectacul ăsta de la 5 ani am știut ce vreau să mă fac. <grijă> actor, club sau milițian. Asta, asta e mm -hmm. Da. Și, -ți ți t -am t -am t -am și toate trei. Ultimele două se au prea tare între ele, am ales să fiu actor, <grijă> Deci asta e, dar asta am ținut o lagă. Nu știam ce e să fie actor. Habar n-am, adică mă uitam la mă mamă, ce mișto e să fie actor. De ce? te place lumea, bă, de... asta înțeleg, luai numai suprafața și asta i-am spus și eu lui Fimiu. Bă, dacă te faci actor ca să fii vedetă, mai bine lasă. Nu i-am zis cu domnul Conte, dar mai bine lasă-te. Fii actor pentru că ai bucuria, îți place să joci, îți place să experimentezi. Dacă devii și popular și poți să și câștigi din treaba asta cu atât mai bine, dar dacă pui locul, dacă astea trec pe primul loc, eu nu cred în chestia asta. Tu poți să faci, oricum faci ce vrei, e alegerea ta. Dar sfatul meu e ăsta. Fă actorie pentru că îți pasă și pentru că te costă. Și dacă te costă, lucrurile alte vor veni. Sau nu vor veni, dar asumă-ți riscul ăsta. Ești odată jos când n-ai energie, când nu ai chef de nimic? De multe ori. Mult ori. Ce te ajută? Uh... Probabil și lucrul ăsta, că spui în cap, când te pe scenă, lucrurile se schimbă. Se schimbă automat, dar aici eu, da, poate se schimbă din obișnuință, pentru că tu, tu, în momentul în care în zeci de ani ai făcut lucrul ăsta. Corect. rutina nu în sensul nasul al cuvântului, Correct. că rutina e să umbli la sertărașe, dar sertărașe știi că aia funcționează, aia funcționează energia nu poate să fie în, în sertăraș. Deci există ticuri, există manierisme, dar energia nu se poate păstra în sertăraș. Se păstrează în tine. Ceea ce declanșează energia din tine, bă, bă, nu știu, e... Am văzut o chestie la Bruce Springsteen. Am văzut o chestie și am zis băi, frate, uite mă, cum, cred că acum vreo 12-13 ani avea concert la Amsterdam, am fost la Amsterdam Marina, și a început concertul, Nu avea nimic, nicio grafică, erau două ecrane mari, uh -huh. lungi. Ba nu... Și Springsteen cântă cântec după uh -huh. cântec, adică le leagă, nu stă uh -huh. cu pauze, nu... Și nu-i plăcea lui, nu mergea... Înțelegi o chestie. Și? Și la un moment dat s-a plecat, era una care... Eram departe, înțelegi, care se tot ridica. Și el s-a plecat, înțelegi, și s-a uitat pe ecranele laterale unde vedea eu o altă poziție acolo. Era uh -huh. haioa, să înțelege poziția. A prins-o imediat, înțelegi, a exploatat-o, nu într-un sens vulgar. Uh -huh. Și imediat lumea s-a uh, conectat, toată energia stadionului, oamenii au început să râdă, oamenii au început să se deschidă. el s-a destins uh -huh. și din momentul ăla totul a fost sus, up, totul a fost... Dar la o chestie, înțelegi? Dintr-o imagine. Dintr-o imagine pe care a prins-o și pe care și lui a dat că, până la urmă, tu conduci, tu ești Vatmanul, tu ești aviatorul, tu ești șoferul, înțelegi? Sigur, poți să ai un drum mai accidentat, poți să ai, cum să spun, poți să ai un obstacol. Emoțional, dar tu ești șoferul, și asta, asta am învățat. Tu ești șoferul, tu ești șeful. Da. Spune-te, rog, Ștefan, când ai o zi în care seara n-ai eveniment, nu te duci la teatru, nu ai concert, ce faci? Cum îți petreci ziua aia? Uh, când nu mă duc nicăieri seara, obligatoriu, trebuie să spun o poveste cu Alexandru, să-l culc. Tu îl culci pe Alexandru? Da. El, Ce frumos! Da, e Hai, spune îi spui poveste? Îi spun povești pe care, îți dai seama că le inventez pe moment, pentru că altfel n-am ajunge și să cumpărăm tomuri de cărți. Înțelegi? Îi spun tot timpul și întotdeauna ca să existe și o morală acolo. Uh -huh. Fimea asta mică este disperat după dinozauri, adică ne putem deschide un parc în casă ușor, nu prea îmi doresc să trăiesc printre bă, fosile, printre dinozauri și bă, bă, copaci, și, bă, dar asta e. Și atunci încerc un pic să scot din uh, treaba asta. Știu că e o chestie de moment și uh, ai să râzi că e extrem de important pentru că ține minte tot. Poveștile ai... sunt ca să înțelegi tu. Dinozaurul Relu. Ursu Vasile, mm. albinuța Betty, toate, toate animăluțele au cât un nume. Mm -hmm. După care, bă, cum îi făceam și Violetei, zic și cine a mai venit, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. și începe să le memoreze. Mm -hmm. zic, ia să că am uitat, deci cine a venit? Și zice repede, cine a venit? Ursul Vasile, este... albinuța și Betty, începe, am uite înțeles. Așa, începe, mm -hmm. începe să numere și începe să bă, bă, să fie un exercițiu. Mm -hmm. Adică, bă, bine, asta e și de la ceilalți doi Să nu crezi că am inventat chestia asta acum Adică mi-am dat seama Ai că Asta a fost un sertăraș, înțelegi? Mi-am mi -am dat seama că prinde mm -hmm. lucrul ăsta și... Deci când nu joci teatru, când nu ești la concert Ești exclusiv tatălui Alexandru? Nu exclusiv, de ce să -mi mint acum că Măcar sunt o exclusiv. oră până doar? Nu, sunt până doarme, după care bă, mă, mă uit Sunt un admirator declarat al serialului Las Fierbinți. Mă uit, înțeleg. A fost aici Mimi și mi-a de... povestit cum a fost. Aici, pe scaunul ăsta, săptămâna trecută, mi-a povestit Mimi Brănescu când a văzut, uh, practic, episodul pilot pe care nu l-a plăcut ci pe da, da. și pe care l-a adaptat și pe care l-a rescris. Mi-a povestit despre Celentano de la el din sat. El știe că e născut lângă Lehliu, într-o uh, mică localitate. O poveste absolut spectaculoasă. De ce îți place Fierbinți? De ce îți se place A, serialul? Mi se ce pare, are? Are, au, are acea chestie care se întâmplă rar. O dată în viață de Iuliana Tudor se întâmplă asta, știi? Bun, sau ce? Uh, nu, e când se unezi niște energii, înțelegi? De la actori, uh, regizori, operatori, uh, oamenii din echipă și devine un tot. Uh -huh. Nu-i dângă la sferbințiu, a demonstrat în atâția ani, mi se pare oricum cel mai bun produs de televiziune după Revoluție, uh -huh. mie personal, dar este un, un happening fericit. După cum bine știi, a pornit cum a uh -huh. pornit și serialul a exclus tot ce însemnau actori cu istorie în spate. Adică, toți actorii cu o istorie în spate pe care îi reperai după parte. și au devenit, practic, niște Au devenit niște. se confunde cu personaje. Așa e. Va fi greu pentru. Foarte greu. Bobonete să fie altceva decât bobițe? Există, extrem de greu. Va fi greu, în primul rând, pentru. adică, cred că e greu pentru cei care. joacă în teatru și care fac lucrul ăsta. Adică, gândește-te. Cred că i-am și spus mi uh, am spus de exemplu cu Amza Pelea, știi? Mm. Cum, cum era, dar pe de altă parte adică uh, preferatul meu e Robi. Ah, Leonid Doni, da. Leonid, mm -hmm. da. Mm -hmm. Fără greșeală mi se pare. Toți sunt, uh, s -s -sunt o echipă acum și foarte, foarte bine adică sau uh, sau mm -hmm. și spun adică și eu la rândul meu provenind dintr-o echipă, știi, mm -hmm. când ne-am lansat e Extrem de importantă chimia uh -huh. care se naște acolo. Iată, am aflat că te uiți la comedie. Clar. Mă uit la Las Fierbinți. Adică, Și... da, când pot, mă uit. Așa? Înțelegi? Când Bun. pot, mă. mă Altceva mă uit. ce mai În Te recomandă. ce mai e? Nu prea e. De filme. Uh -huh. Înțelegi? Și nu sunt. Nu sunt un tip care consumă foarte multă televiziune acasă. Înțelegi? Concerte, ți-am spus, lucruri care mă, mă interesează Dintre pe mine. Dintre tineri, îți place de vreun muzician tânăr? Te uiți la Ed Sheeran, uite, în spatele meu sunt script, Ed Sheeran, Ed Sheeran Spus doar atâta din câte Ed Sheeran umple un stadion singur cu o gitară și le repetat doi ani le și celor care, știi, mai sunt ăștia care fac mișto, că sunt o gitarăță mică cu trei acorduri. Păi când și tu, mă, trei acorduri și umple un stadion. Vezi dacă poți. Când aud chestia asta, adică Eric clar, este genul de anti-star. Tocmai, anti -star, a, lansat. Așa, da? tocmai anti -star. a lansat Divide, un, un album. Și de... nu numai Substract, de asta. Pardon, Chiar dacă nu-ți place, uh -huh. vezi cu cine a cântat Eric Sheeran din ăia uh -huh. mari de tot. Și ai să vezi. Și alături de Rolling Stone, și uh -huh. alături de Elton John, și alături de o grămadă din cei care îl apreciază, pentru că altfel nu cred că l-ar fi invitat numai pentru succes. Dar pe l-ai văzut live? Nu. Nu l-am văzut live. Înseamnă că vei cântare în seara de iulie când a fost la Nu, nu l-am văzut live. N-am văzut live nici Madonna, eram plecat, n-am văzut live nici Bon Jovi, i-am văzut la New York, dar aici nu nu i-am văzut. La Robbie Williams mergi? La Robbie Williams am fost la Budapesta am fost la două concerte la Budapest acum cred că 20 de ani, Clapton și după aia Robby Williams, Clapton la sală, Robbie Williams pe, pe stadion. Pe stadion. Uh -huh. Da. Și cred că atunci a fost momentul oportun Lui pentru, bun. adică la la Robby Williams. Nici nu știu când e aici. Nu știu când, e. am înțeles că În e de iunie. La început de iunie. Summer in the City sau așa mm -hmm. ceva. Bun. Uh, e un sezon cu multe evenimente. Foarte multe. Am mai spus-o în multe, mod repetat. Multe Cred că ar trebui vine. să fac un soi de uh, împrumut la bancă să mă pot duce la toate concertele la care visez. Vin Guns N' Roses, vin Imagine Dragons la Untold, vin The Mode și probabil că e Memento Mori, probabil ultimul turneu. Nu știm dacă e ultimul, dar nu știm dacă vor nu mai fi Nu știm niciodată. Nu știm niciodată. Stonj cântă în trei... În de trei. Da, așa e Înțelegi după 60 de ani. Așa e. Uh, hai să să vorbim puțin despre magia din viața ta. În afară de copiii tăi, care sunt clar aducătorii de magie, ce altceva te ajută sau te motivează? Sunt, uh, cum să spun, uh, de multe ori când am nevoie de, de, de inspirație. Ai nevoie de intimitate, eu cel puțin sunt. Intimitate înseamnă să fii tu singur, tu cu tine însuți, să citești lucrurile care îți plac, să poți să ai timp pentru tine. Pentru că mă gândesc că și scena, ca și viața, tu dai de undeva. Poate pe scenă dai pentru că te-ai obișnuit și dai. Dar și acasă trebuie să dai. Dar e ca un frigider, deschizi frigiderul și nu ai nimic în el, atunci ce să dai? E o minciună, clar, nu? Atunci tot timpul trebuie să te încarci. Cum te încarci? Fiecare are un, un cred. Care Fiecare... e chargerul tău, în afară de Alexandru, de Bine, Radu și de Violeta? dacă vi de mă lași mă laș undeva pe o plajă, fără lume, înțelegi? Să stau la soare, să citesc, să-mi ale mele, să nu știu ce. Dacă mai lăsat o săptămână, vin full battery, înțelegi? Nu. O plajă, o carte și ale mele. Asta înseamnă probabil un telefon sau un device pe care să-și poată pune gândurile, poate și acordurile care. În general, nu-mi place să scriu nici pe telefon, nici nu? pe. Nu-mi place să scriu Scrii cu, cu da, da, Frumos. Da. Asta înseamnă că de ziua ta trebuie să-ți facem cadou un set de instrumente de scris. Nu, așa, deci, am, așa da. am obișnuit, Țin minte, Monsupiti și am făcut. Uh, uh, Black and White la Bulandra și el venise, era printre primii care era computer și cu textul pe computer prin 2000 zi. nu pot, nu pot, adică am nevoie de însemnările mele, de uh -huh. notițele mele pe care le știu eu, ce-mi tai, cum scriu, cum vreau să spun, adică nu uh, nu pot. Chiar am o, o, o piesă, am cumpăs o piesă, n-am -am înregistrat încă, unde spun... Uh, uh, și în orice epocă ai fi, nu poți să mă exprim și atunci se scrie și ai noroc. Nu, -a dat, n a venit. N -a venit. Da, mulțumesc. Și în orice epocă ai scrieți, a scrie cu pana, cu stilou sau uh, cu Apple Pen-ul, știi, mm -hmm. nu contează. Contează, uh, contează gândul. Uh, da, dacă mă lași undeva acolo la la soare, soare, mă, mă carte infart. și un instrument de scris cu un colț de hârtie asta îți trebuie. Și niște căști și niște căști. Bun, da. e clar că nu poți fără muzică. Pe de altă parte, suntem în anul sănătății mentale. E anul ăsta 2023, anul în care s-a vorbit mult despre frici. Ția ți-a fost luată frică? Sunt sigură că ai Sigur avut că da. Tale. Nu te întreb de depresii, nu te întreb de lucrurile astea, dar ce faci când vin gândurile negre și spaimele și fricile? Încerc să vin la lucrurile de bază pe care le știu de foarte mult timp, citind foarte mult de pildă, îți dau un exemplu eu o, o carte scrisă de Scarlat Demetrescu prin anii 30 care vorbește mă interesează mult ce, ce înseamnă lumea de dincolo de ce vine frica de moarte de ce bă, prim, te gândești prima la prima frică frică și încet e ca un mi-am dat seama că totul este ca un exercițiu cu gantera da dacă faci de mai multe ori așa nu există și dacă faci lucrul ăsta controlat și încerci să ai o, o metodă, nu există să nu se dezvolte mușchiul. La unii mai mult, la alții mai puțin. Deci e vorba de Bun, ce repetare. faci când te apucă spaima? Când te apucă, intri în panică? Vin înapoi și citesc din nou pasajele care mi explică foarte clar de, unde de ce vin? nu trebuie să ai bă, 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 frica asta. Sau de a lua... De a încerca, zi, că teoretic sunt doldora, Cu practica, asta mai prost. Corect. Înțelegi? Cărți nenumărate, de Parta citit, nu citit. paharului. Din ce unghi privești? Mm, îți dau un exemplu, care e un exemplu pentru studenții de la actorie. Avem acest pahar, îl umplem cu apă. Avem două exemple. Parul cu apă, îl pune la masa unui restaurant unde se întâlnesc niște businessmen care discută, au o întâlnire de afaceri, apa este, na, din principiu se pune acolo paharul cu apă, da? Ce înseamnă paharul de apă pentru unul de la masă de acolo? E una, ce înseamnă paharul cu apă pentru unul care a stat o săptămână în deșert și n-a băut apă? E altceva. Depinde din ce unghi privești. Pentru businessmenul care stă la masă, poate să-l bea poate să-l arunce sau poate să nici nu-l bage în seama. Pentru al altui vital. Dacă lucrurile importante pentru tine le recunoști și îți dai seama că sunt vitale, păi e clar că trebuie să mă duc în direcția aia. Iar o, 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 o supărare, o frustrare, o frică, e clar că mă, mă, mă trage înapoi. Și indiferent, nu avem noi timp să vorbim acum despre religie sau despre credință, dar energia universală e una singură. Una singură, care merge într-o direcție. Cel mai simplu lucru pe care l-am învățat este că dacă ești contrar acestei direcții, nu o să fie niciodată. Nu să fie niciodată. -o. Dacă ești pe direcția asta, cum? Nu discutăm cum, dar ăsta este gândul. Va fi bine. Deci e clar că în momentul în care nu te simți bine, în momentul care ai frustrări, în momentul care ai supărări, în momentul în care ai deziluzii, ești clar împotriva energiei universale. Că n-ai cum, dacă ești cu energia aia universală, trebuie să fie bine. Trebuie să fie foarte bine. Și există, există stări și stări. Scena e un. Uh, uh, și explicea că scena e o lume, știi, și toți suntem uh, actori. Actor. Scena poate fi un drog. De multe ori și cred că pentru mulți dintre cei care ne urcăm pe scenă, indiferent de, de țară sau unde suntem, indiferent de câți bani ai sau câți n poate deveni un drog, un drog, un, un loc unde uiți și unde îl faci și pe celălalt să uite. Dar e mare diferență, cred, în momentul în care te duce acolo pentru că, mamă, dar abia aștept să pot să scap de ce e cu mine, de fapt. Știi, știi foarte bine câte cazuri au fost și câte sinucideri și câte, înțelegi, oameni care se regăseau numai acolo. Nici asta, și asta e o minciună. Pentru că tu nu poți să-mi dai mie, tu ai să-mi dai mie fără să vrei tot ceea ce strângi tu ca om, este imposibil să te... Asta când aud că ajung acasă, am închis ușa și gata am uitat, nu poți, dacă te costă n-ai cum. ți minte, Petrică Gheorghe, să-l ierte, mare actor, care m-am pregătit pentru teatru. Juca gin Rămi. Fără acasă, era transfigurat, era, adică îi trebuiau, îi trebuiau un timp să... Niște să, ore, să, probabil, să, Nu, vedea, vrei, niște mici cu muștar, Nu merge, nu, nu merge aia. s -a jucat Hamlet, ai terminat. Bă, bă, noi... Nu e ai chiar așa. De un tampon, ai, ne ai nevoie de un, un, un multe care se întâmplau cu banii în urmă, cu bu, bu, na, părinții mei sau cu actorii de vârsta lui taică meu. Și, și acum actorii tine se duc la o terasă, se duc uh -huh. după spectacol. De ce? Ca să, să bea? să se descarce. Nu! Nu, e, e un pretext, uh -huh. înțelegi, ca să se descarce. De unde vine și chestia asta, că e o, o idee preconcepută, care există acum dragă? toți actori, niște curvari, niște abia sip și actrițele niște curbe. <laughs> ce asta? Dar... Asta vine și din faptul că vorbim de o neinformare totală asupra unui subiect pe care Instagram-ul îți aruncă, îți aruncă un praf în ochi. Pentru că tu nu te duci să iei o informație reală. Îți spuneam, ia spunem Liana, câte numere de telefon știi pe din afară? Trei. Bravo, 4. eu unu. Dar dacă mă întreb care era numărul meu din de telefon Sigur. din copilărie, el țin De ce? Pentru țin. că informația avea valoare pentru tine. Sigur că te ajută, e enorm, dar eu nu mai stau acum. Toate numerele, ce le știu eu? Știe telefonul. Da, dar ce faci dacă rămâi fără telefon? Rămâi fără telefon, rămâi fără... Ce faci? Că nu mai știi să gândești? dar aia spun că... Uh, uh, Mintea e ca un mușchi care se antrenează într-o direcție pe care de aceea tu, vrei tu scrii cu creionul, cu pixul. Nu mă, tu... scriu ca așa simt, înțelegi? Am și bă, da te ajută. Apple Pen, înțelegi? Și e foarte simplu să ștergi cu aia. Dar simt, e ca și când mă pui să cânt, bă, uite, ai o clapă aici a... și cânt tonuri de gitară. De ce mă? Lasă-mă să cânt la gitară, că e frumusețea. Înțelegi? Nu că nu se poate, se poate. Ce nu lipsește din viața ta niciodată? Chitara? În afară de copiii tăi și de familia ta. Care este constanta din viața ta? Sportul? ca așa apare. Nu. No, nu sunt vreun sportiv încă o dată. Nu, da. nu, nu da. sunt vreun sportiv. Mă, încerc să mă, mă întrețin Și mm -hmm. să mă mențin. Corect, se vede. În primul rând, stai, încerc să mă mențin în primul rând pentru sănătatea mea nu neapărat pentru cum arată. Dar ce ai suferit vreodată? Am, am probleme cu, 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 spatele, am avut, am fost acum vreo 15 ani, cred, da? am fost în Turcia, am dus special uh, la uh, ortopedie și ca să vezi cum e, că nimic nu e întâmplător. Și era un tip sunt sunt îmbrăcat într-un training care stătea și... Deci, Ești vreun fotbalist, vreun star, zici. Vorbeau engleză stricată, mai stricată ca a mea. Și cine Zic era? Hai să spunem, cine bă, era? era te preparator, nu, preparator nu. tehnic de la Galata Sarai. Deci de la fotbaliști. S-a uitat înțeleg. la mine, m-a măsurat, mi-a zis, câte chile ai? 72. La cum are să să ai 70 de chile și nu este mai doar spatele în viața ta. Fiecare chil pe care l ai la conformația ta, atât. Din momentul ăla, îți dau cuvântul meu de onoare, am ținut cât am putut, de fiecare dată am ținut cât am putut, înțelegi? Să fi la -am mai avut, N-am mai, avut dureri. Fără nimic, fără medicamente, fără nimic, fără nimic. În pandemie n-am avut concertul vostru uh -huh. la, la, mare, deja luasem, cred că luasem vreo două chile jumate. Și te durea spatele? Trei, uh, nu, dar atunci a fost în pandemie și ne-a neavând concerte, atunci a fost un clopoțel de trezire. De-aia spun că, și m-am trezit, nu știu cât am gântat la voi, vreo o oră, cred. Uh -huh. M-am trezit după 50 de minute, de când eram așa. Era de la lipsa de antrenament. Pe lângă asta. Și datorită pe greutății, pentru că corpul nu mai, nu mai stătea la fel. Până la următorul concert din septembrie pe care l-am avut în Parcul Răstrău, aveam 70 de chile fix. Fix eram. Țipă. Mă simțeam, înțelegeți? Deci, în primul rând, pentru chestia asta. Că mi-am dat seama, tot în timp, că dacă eu, având, de, cred că de 20 ceva de ani, cam același program, mai ales în perioada. Știi, că ți-am spus uh -huh. de atâtea ori, în perioada de toamnă- iarnă. Tu nu stai. Nu era teatru, era televiziune, emisiune, erau concerte plus concertul de Crăciun. Deci era stas, nu, era, nu mai încăpea nimic. Nu prea respirai. Nimic. Nu da. mai încăpea nimic. Dacă mai era și un cântec nou sau și studio sau discuri, dar nu, discuri de înregistrat, albume. E, și atunci nu-ți dădai seama, lucrurile treceau, 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 nici măcar nu, nu eram într-un... Un, într un ritm în care nici n apucam să mă bucur de ceea ce faci. Am învățat lucrul ăsta. Păi, ai făcut -o un lucru mișto, te-ai simțit bine? Bucură-te, mă! Bă, la șprițul ăla cu prietenii bă, bă, vorbește de chestia asta. Sau, nu știu, bucură-te! Nu trece peste el cum treceam eu ca trenul în gară. Altceva, 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 altceva. De aia ți-am spus că ce să demonstrezi? E o chestie cu tine însuți. Să te simți bine în ceea ce faci. Să fii mult mai relaxat. Asta știu că trebuie să nu știu că dacă îmi și iese. Dar cel puțin asta am ca, ca target. Mi-ai spus niște lucruri tare interesante și o să le trec în revistă la final. Că am învățat de la Ștefan câteva chestiuni extrem de valoroase, dar aș vrea să te mai întreb ceva. Nu e de învățat, așa... e de, de împărtășit pentru că. Uh, uh, păi sunt... Da, dar eu n-am avut niciodată ocazia să vorbesc atât de mult cu tine. E prima dată când te descoper. Ce, am mai vorbit un ceas vreodată de așa de la mult? De Magic FM, Never Ever. <laughs> Niciodată, între never două ever cântece, da. Never da. Never. da uh, am învățat câteva lucruri, o să le trec în revistă îndată, însă aș vrea să-mi spui uh, dacă anul ăsta... Uh, pentru că nu o să te întreb de planurile tale, ce o să faci, în afară de 20 de ani, de spectacolele de la sala uh, Palatului, care sunt cele de Crăciun. Mai ai și alte borne în cariera ta anul ăsta? Pe scenă, la comedie sau...? Uh... Uh, sunt proiecte Așa? pe care n-am să-ți vorbesc pentru că uh, eu vorbesc de ele în momentul în care ele se sunt întâmplă. sigure, se întâmplă. Uh -huh. Dar uh, va fi foarte greu, pentru că acest concert de 20 de ani... Uh, Va fi pentru noi, pentru mine și echipa mea, o super provocare cu noi, pentru că vrem să fie maximum din ce am făcut până acum o... și un lucru care să, să rămână memorabil. Uh, și este foarte. nu e ușor deloc, pentru că în, în 20 de ani s-au întâmplat atâtea lucruri. Din toate punctele de vedere, de la artistic, de la duete nemaipomenite, de la momente care au rămas nu neapărat numai în istoria noastră și în istoria sălii palatului și a show-ului, de la invitați fabuloși, e, e, e foarte greu să gestionezi acum și să faci, dacă vrei, un rezumat din tot ce s-a întâmplat. Dar ceea ce probabil o să scoatem în evidență, și ceea ce cred că ne reprezintă, este faptul că cu noi au crescut niște oameni, cu noi au crescut copiii noștri, s-au născut în acești 20 de ani ai mei, ai trupei. S-au întâmplat multe lucruri, adică asta este și cred eu că, fără nicio falsă modestie, cred că acest spectacol. A devenit mai important ca artist. A devenit. Bă, ce frumoți. Da, spus. e. Și am ce. E. Cum e, să spun? E. E atât de, de. E. Eu tot timpul spun. Oamenii ăștia care vin din toate corțurile țării sau că vin de afară, din străinătate. Și din străinătate au venit o grămadă. Uh -huh. Și care, la rândul lor, produc un lucru. La. Uh -huh. La nivelul nostru. de. Uh -huh. Înseamnă hoteluri, înseamnă bă, cazări, Și transport, tu ai o obligație și să fii mai sus decât așteptările lor. Ai, bă, 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 nici măcar nu pot să-i spun că bă, e obligație. Este plăcerea de, bă, de a te întâlni cu ei și de a le reaminti de fiecare dată că ei fac parte din acest, bă, concept, acest uh -huh. concept de Crăciun, pentru că la noi, fără. De ce n-am făcut în 2021 când puteam să fac cu 30%? Nu. Nu mi s-a părut corect față de publicul nostru din atâția ani. De ce? Numai unii pot veni și alții nu. Mai bine nu fac. Și am făcut la televizor, la televiziune și acolo e neîntrerupt. Acolo sunt 22 de ani neîntrerupți. Ceea ce sigur că mă bucur că e unicat în bă, divertismentul românesc sau în peisajul nostru autohton, dar nu ăsta era scopul. Ți-am mai spus odată, nu ăsta era scopul să fim. Uh, Mama, am făcut șapte concerte și nimeni nu mă poate bate la fund. Nu ăsta era scopul. M-am bucurat mult mai târziu de faptul că am reușit să facem șapte concerte la rând și să stau și eu măcar, să nu mai stau așa să stau așa pe Broadway când am fost la, ți-am la Liza Minnelli, știi? stătea așa și te uitai așa, știi? Păi ca un șoricel de la mic, și Când vedeai... Dar asta e altă poveste. Ești un nostalgic, îți plac încă oamenii care au scris istoria. Ai spus la Minelli, Nu, Tom plac Jones, oamenii care lasă. Stai puțin, nu sunt... Păi ăștia sunt Bruce Springsteen, e, cinci. E mai, mai, mai mult de atât nu cred că există. Stones. Lasă, Jagger. ăștia sunt din, 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 din generația de care ți-am povestit și ți-am spus cei care mișcă lucrurile sunt, bă, sunt cred din aceeași generație. Deci care mișcă lucrurile. Tom Jones care e o voce imensă. Tom Jones niciodată din punctul meu de vedere nu o să-l baci în aceeași oală cu Stones sau cu Elvis sau cu Beatles. Sau... Au mișcat lucruri. Tom Jones n-a mișcat lucruri. A fost un a primit un dar extraordinar și l-a folosit. Păi da. au mișcat lucruri, au schimbat lucruri. Și asta mă atrage. Nu că eu aș fi schimbat lucruri și, mamă, sunt. nu, dar asta mă atrage. Mă atrag cei care au, au făcut schimbări importante, reale, a căror influență a contat pentru ceilalți, pentru cei care au venit. Adică e extrem de important. După cum vezi și la noi, cantautorii, cei care și-au scris propriile piese și în general trupele de rock în mod special. Cum sunt și rapperii, nu? Uh -huh. Adică bă, bă, ei nu depind. Nu depind de compozitorul, ei depinde de ei. inspirația lor de și inspirația atât. inspirația lor. Corect. Și asta este extrem de important. Mai o întrebare și, și promit și că e ultima. Uh, Regreți ceva? Nimic It's... major. Nimic major. Nimic major. Sigur că sunt... Uh, uh, Regrete, regrete lucruri pe care le-aș face altfel sau cuvinte pe care le regreți și fraze pe care le-aș... Dar nimic major. Adică... Nu. Nu. Mm -mm. Că uh... nu vorbesc despre lucrurile astea e cu totul altceva. Nu. Astea sunt lucruri care... E... Când ceva doare, ultim... primul telefon pe care îl dai este la cine? Când ceva doare, când ceva nu-i bine. Pe cine asculți? Ai un barometru? Barometru e mama, fără doar și poate, dar pe mama nu... Nu mai încarci? Uh... Da, nu, nu, nu mai îmi place chestia asta, deși uh... așa m-am obișnuit... Uh și când eram puști, relația mea cu maica mea a fost foarte, foarte, foarte mișto. Faptul că ea îmi dădea senzația că sunt liber, dar știa să mă ghidoneze. Și îmi dădea drumul să plec oriunde, dar să-i spun unde sunt. Și aveam acest obicei pe care îl păstrez și acum. Dau telefon de fiecare dată. Am ajuns, sunt ok, vin. Adică lucru pe care am încercat să-l 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 cu ai mei. Nu, nu se nimerește neapărat, nu e la fel. Sunt, sunt alte generații, știi? Ștefan Mănică mi-a spus astăzi că uh, singurul lucru pe care l-a învățat fundamental de la toată lui, marele actor Ștefan Mănică, este să nu faci compromis. Niciodată, de niciun fel. Dacă ar fi în situația în care și-ar putea permite o săptămână de liniște, ar pleca pe o plajă, departe, și ar lua cu el o pereche de căști, ceva de scris și eventual o carte. Da, copiii sunt marea lui bucurie și marea supapă. Iar serile în care nu e pe scenă, în care nu cântă sau repetă cu uh, trupa lui, obligatoriu sunt seriile în care inventează povești cu dinozauri pentru Alexandru, fiul lui cel mic cu dinozauri sau cu alte animaluțe în funcție de dorința clientului. Mini clientului, înțelegi? Și Am... peste foarte puțin timp încep repetițiile pentru seria de concerte 20 de ani Ștefan Bănică și Rock and Roll Band de Crăciun. De foarte curând vine Crăciunul. Mai curând decât curând. Mă gândeam la, acum, în timp ce vorbeai, la... Cred că tai că mi-a mai spus lucrul ăsta și asta intră în categoria cu de a nu face compromisuri, de a nu încerca vreodată să fii vreo imagine. Să iubești imaginea mai mult decât te iubești pe tine însuți. Pentru că, fără doar și poate, asta e o minciună. Și minciuna are picioare scurte. În momentul în care vrei să încerci să fii altceva decât ești. Toți avem, adică, una este să spun, bă, bucătăria mea e internet, bucătăria mea e internet. nu trebuie să spun ție ce fac eu, cum fac mâncarea, cu ce, bă, bă, mai ales că acum toate show cu bucătări sunt la mod. ce ingrediente pun, e treaba mea, pot să spun sau nu. În momentul în care îți spun doar ca să par ceva interesant, înțelegi, și ca lumea și o lume Ușor de manipulat, mai ales în ziua de astăzi, da? E de ajuns să știu unde să mai. Mie nu-mi place chestia asta. Nu-i judec... Dar ești ușor pe... anacronic. Acum toată lumea vrea să pară ceea ce nu e. Își mai pune un filtru, mai inventează ceva, e, mai pune e, un, un, uh, un. Nu asta e, nu asta e. O imagine în spate. Puțin, de profil astea de... sunt lucruri. Astea sunt lucruri superficiale pentru mulți și mai ales pentru pentru puștime care... Na, Adevărat, eu, dar pentru tine, imaginea reală contează. Uită-te la cele 70 de kilograme despre care mi-ai spus. E o modă, dar în momentul în care încerci să fii un alt fel de bă, părinte, știi? Una arăți, alta ești. Un alt fel de... Una arăți, alta ești. Țin minte un interviu care, iarăși iar zici că sunt aracronica, lui Denzel Washington, unul din preferații mei, care era cu Altul extrem de talentat, Jamie Fox, of. care spunea, zice, uh, uh, zice, cum ce sfaturi dai lui fitul fiul lui uh -huh. Denzel, e, e actor. Uh -huh. Și el a zis, așa. Zice, mi am spus că, dacă apar toată ziua pe Instagram, cu ce ai gătit, ce kilos ți-ai mai cumpărat. Uh, care sunt uh, forfecuțele cu care stai tu părul din nas uh, și eu cred că un actor își pierde misterul, își pierde un uh, momentul în care apare în toate ipostazele astea. Eu, eu Ștefan, nu mă interesează să-l văd pe Denzel, da? Sau Denzel, cum, cum, cum mm -hmm. se zice? Denzel, e corect. Așa, Denzel, să-l văd făcând toate lucrurile astea. Că nu mă interesează. Mă interesează mult mai mult să-l văd jucând. Înțelegi? E, e simplu. Dar asta s eu. Ăsta eu. Dar pe, pe de altă parte, mă gândesc așa. Adică, unde mai e misterul? Unde mai e misterul să văd o, o, o divă? Înțelegi? Să o văd. Înțelegi. Știi ce vreau să spun? Da. Ca să nu mai intru Știu. în. Unde e misterul? Unde e misterul? Reality sau uh, invenție? Mm -hmm. Ce alegem? Ne place să vedem reality show-uri la televizor, care fac audiență, da, care au un fel de, de luptă de gladiatori pe vremuri, doar că, mm -hmm. adică să vedem cum, a, cum ai zice, a, ce a zis, ce a făcut. Dar pe de altă parte, ne punem poze cu filtre. Cum e? Unde e adevărul? Unde e? Ce vrei? Și atunci cred că bă, bă, e important să te duci acolo unde te simți bine, să nu te duci acolo unde nu te simți bine, dacă nu te poți adapta, înțelegi? Că e, 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 foarte, e foarte simplu. Dar cred că cel mai bun lucru este să poți să privești, cum să spun, să ai un orizont deschis și să vezi și să poți să alegi. Cred că alegerea. E un lucru extrem de important. Asta nu mi-a spus nici tai, că am ajuns singur la concluzia asta. Să știi ce să alegi, ce e bine pentru tine, ca tu să te simți bine și tu la rândul tău să poți să dai. Celor care vor să primească de la tine. Ți s-a întâmplat dată să nu fii bine cu tine și totuși să livrezi foarte bine publicului? Nu știu, bă, na. Am jucat și cu Febră și cu, cu dureri asta, de gât asta. și cu... jucat cu, cu murisă taică. am jucat comedie, am mai spus lucrul ăsta. Serios? Da. Și... Uh... Ai jucat comedie când tatăl tău Da, 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 da. Și el la rândul lui cu taică sunt la fel. Și... Da. Pe principiu pe care l-am învățat tu de la ei. O să spun iar că sunt cu generația aia. Tu de la ei am învățat lucrul ăsta. Când nu vine actorul la teatru? Întrebare. Răspuns. Când moare? E, bă, e un mod de... de da, de, da de, dar și umogenat. tu ai jumătate nu vine... din tine. Tatăl tău era... Da, dar doar jumătate. Cealaltă jumătate era întreagă. Nu? Oameni... Uh, 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 e un mix. E un, uh, e un mix de... Un amalgam de emoții. De, eu cred că meseria noastră este... Pe cât de frumoasă, pe atât de periculoasă. E un mix de emoții care, uite ăsta e exemplu, uh, na. ce faci în momentul ăla? Poți să te aduni? Bă, trebuie să te aduni. Și pentru oamenii care au plătit bilet, și pentru tine trebuie să te aduni. Și pentru el, pentru că el ți-ar fi spus, du-te bă și joacă. Pe de altă parte, ce faci când uh, uh, lucrezi cu sentimente? Nu este periculos? Când bă, bă, se întâmplă, când se întâmplă în lumea filmului și a teatrului, de cele mai multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Există chimii care se, se, se nasc acolo și o să-mi spui, bă, trebuie să te ții foarte tare, adică tu nu poți să impui sufletului ce să facă sau ce să simtă. Nu vorbim acum de vorbim de pantaloni sau de ce în pantaloni, ci pur și simplu de o emoție reală. Ce faci dacă o descoperi acolo? Ce faci? Asta e o altă discuție. O tezaurizezi, o pui într-un loc special și te bucuri de ea toată viața. Sunt lucruri și lucruri. Unor zi, eu, eu am scăpat din punctul ăsta de vedere, să știi. Până acum am scăpat și cred că de -a Dumnezeu și de acum încolo. N-am, nu aici s-au întâmplat rupturile din viața mea. Dar e foarte, mi se pare, în momentul în care lucrezi pe bune și ești pe bune, și faci diferența clară între... Dar sunt și, și momente în care nu poți să o faci. Și asta este riscul. E ca și când umpli cu o bombă în buzunar, știi? Și la un moment dat, dacă te așezi aiurea sau te miști aiurea, ea explodează. În detrimentul tău, probabil și al celorlalți sau un beneficiu tău. Habar n-am. Dar e periculos de lucrat cu sentimentele. Și atunci mă gândesc, când vezi lucrurile așa, ți se pare că dacă deschizi Instagram-ul acum... Bă, bă. Toți sunt actori, toți sunt cântăreți. Și deci, toți sunt foarte frumoși, iar fetele și seamănă eu, între ele. Și eu pun, da, asta mi se pare Și un lucru. sunt. oamenii sunt frumoși pentru că sunt diferiți, oamenii sunt minunați pentru că sunt diferiți, înțelegi? Și e, e, e atâta frumusețe în, în diversificarea asta și diversitatea între noi, și tu vrei să arăți la fel ca l-alt. Doi la mână. Vă lăsați operați de un, pe creier de un doctor care apare doar pe Instagram? Sau mergeți cu avionul, cu un pilot care apare doar pe Instagram și faceți astea? Uite, eu sunt pilot pe Instagram. Haideți. Nu te duci. Unde să mă duc? Doamne, Doamne ferește. Păi, de ce zici, Doamne ferește? Cum să mă duc? De ce zici, Doamne ferește? Înțelegi unde este, unde este Pericol. pericolul? Mm -hmm. Nu că există. Foarte bine că există atâta timp cât îl controlez. În momentul în care... Și Le controlează unii, el, salut. și unii care știu să facă lucrul ăsta și câștigă bani în treaba asta sunt exact cum sunt căutătorii de aur. De care spuneam, există și bravo lor și sunt înțelegi care asta fac, știu să vândă chestia asta. Bravo lor. Dar majoritatea Orbe că e țintin spre, bă, mm -hmm. că vine bă, pară mălăiați în gura Nu, cred că vine nimic fără o chestie, nu să spun pe care ești concentrat și pe, pe care, care o, te o faci foarte paru. bine de multă vreme. Și te duci și te ții de ea. Nu, azi așa, mâine așa, mâine vedem noi. Am senzația că ești întotdeauna în gardă. Cred că da. cred Și asta că nu da. e rău. Asta îți face ba foarte bine. Ba e rău, de la un moment dat e rău. Nu, nu mai doresc chestia asta. Ce am zis... Uite, acum, na, n-am nicio legătură cu discuția pentru că abar n-am când dai materialul și oricum nu e vorba de vreo promovare sau nu știu ce. Am un concert, am plac pe care îl țin într-un club. Mă, mă, crezi că da, abia aștept să mă duc? N-am mai cântat în club de foarte mult Pentru că n-ai avut timp sau pentru că nu... Pentru că n-am avut timp și pentru că nici nu nici nu renta niciun fel pentru trupă și pe... Și... N-am niciun playlist. Oamenii îmi cer disperați, bă, ce cântă? Ce-o fi? Vedem, înțelegi? E uh, întoarcerea, dacă vrei, la... Care este acolo Tu am nu pornit. ești așa. Tu ești nu, genul care își face de... playlist, Stam ore, puțin, stabilește. Pentru că așa am devenit în momentul care uh, ai în spate niște oameni. Ai în spate niște oameni care îți cer niște lucruri. Nu poți să te duci, îi spui celui de la grafic, ce cânti azi? Păi nu știu, că lasă că pot de ce cânti, dai i și tu pe acolo ce. Nu merge așa. Nici luminile nu merge. Știi foarte bine, e ca și când te duci la radio, despre ce vorbim? Lasă mă, vedem noi. Merge Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. E, dar abia aștept să fac chestia asta. Nu știu dacă va fi neapărat vreun succes, dar... E un experiment. Mă mănânc ca naibii să mă întorc, că de la asta am plecat. N-am plecat nici de la ecrane, bă, bă, uh -huh. nici... ecranele au venit la noi prima oară, cred că prin 2006, la, la sala Palatului rest de erau decor, nu aveai ecrane, ecranele erau astea, LED-urile erau la televiziuni, uh -huh. înțelegi? Și e atât de mișto bă, revenirea asta la, 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 simplu, simplu, ce faci nu? mă mă când ceva, ce cânt, nu știu mă, poate ceva acum 30 de ani, poate ceva acum ce nici n-am scos Poate habar n-am. Ăsta e un sentiment foarte mișto. Și mă, mă și încită, mă și da. încită frica lor, lor, lor la că habar n-au ce o să facem. Și asta îmi place. Știi? Te simți ca domnul profesor, <laughs> înțeleg. No, 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 nu, nu, nu mă simt ca domnul profesor. Nu mă simt, Liana, ca domnul profesor. Bă, și asta e o altă chestie mișto. Eu nu m-am simțit niciodată cu ai mei, cu trupa mea, ca domn profesor. Pentru că eu am învățat de la ei. Eu nu, Așa nu scriu ai întotdeauna note, în jurul tău cei mai buni instrumentiști, cei mai buni note, Așa e. și atunci am învățat. Tu nu scrii note? N-ai nu. vrut? Nu ai vrut n -n. să înveți? Sau uh, făceau asta mai bine ceilalți din jurul tău și te-ai gândit că... Nu, n-am învățat și... B -b -b și cum îți compui o piesă? Uh, în general, piesele la mine, 99,9% vin întâi se compune muzica, și după aia textul. Mm -hmm. Niciodată. Adică... Și cum faci? E chitară? Te duci la pian sau cum? Îți vin acordul? Da. Mm -hmm. Deci nu scrii nimic. Chef. Nu, eu nu scriu, Scriu doar textele. Adică le scriu, dar notele nu le scriu. Dar știu ce. Știu Știi ce exact. Super Love, de pildă, a fost după filmul cu Meryl Strip, cum îi spunea, Julia, cu bucătăria. Mm -hmm. Mm -hmm. Și am avut, nu știu, a, 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 fost ceva acolo, un feeling care m-a dus direct la pian noaptea pe la 3. M-a dus la vă că nu mai stăteam la bloc ca să nu deranjez vecinii și a venit asta super love. De la o, dar cred că și lucruri. Măcar ne spunea, este de ei la compus în somn. Cum? Așa e, și s-a trezit și s-a dus la pian și -a, a zis, mă, nu cumva, deci, e piesa asta cunoscută nimic de undeva? nu Așa al e al totul vine de, de, de undeva. De asta sunt sigur. Nu stau să explic de ce, cum, de ce cred așa. Da, și eu cred la sigur. fel. Deci, despre ce e Și atâta timp cât poți să te bucuri de lucrul ăsta și să faci chestia asta, mi se pare minunat. Asta e latura superbă a meseriei mele. Să te bucuri de ce faci în fiecare zi? Uh, nu reușesc. Eu, sincer, nu reușesc. Mă bucur în fiecare zi, dar mă bucur de câte ori devin conștient de lucrul ăsta. Știi că devii conștient, te de, duci în jur la volan, Bă, spui o tâmpenie, după asta îți dai seama, au stai că au copilul, spune, mm -hmm. devii conștient, știi, ceva te face conștient. De ce am nevoie de lucrul ăsta? Pot mai mult, pot mai mult decât Așa atât. Ai. Asta nu înseamnă că lucrurile nu se repetă, dar devii conștient. O dată, ăla, 100.000 de, 10 de ori. Și la urmă se produce un declic. Cred că, de fapt, concluzia discuției noastre este așteptarea acestui declic. Care te duce în zona în care lucrurile se întâmplă de la sine. Și. Da, îmi pentru mai... asta ai nevoie de relaxare și de relaxare foarte vine, mult studiu vine de aici, da. și de foarte multă experiență și de foarte multe lucruri. Îi invită pe cei care fac lucrurile ăsta de. Sunt oameni, bine, așa, nu e nimic întâmplător, care fac lucrurile ăsta de foarte timpuriu și atunci toată viața lor e este mult mai o, ușoară și este mai... o bucurie. bucurie Dar și viața ta la fel. Fix la fel Îi uh, sunt recunoscătorul Lui Dumnezeu Clar, adică pentru tot ce Ce am primit Și pentru și la ce m-am așteptat Și enorm pentru ce Nu m-am așteptat Și am primit chestia asta Adică N-am na, cuvinte Dar Recunoștința de multe ori Se conștientizează Acum am conștientizat din nou vorbim cu tine despre lucrurile astea și Doamnelor, domnilor, Ștefan Bănică, norocosul cel care, iată, sentimental Lachimel. la sfârșit mulțumește lui Dumnezeu pentru cine este e clar că a primit mai mult decât se aștepta. Ce și pentru ce trăiesc. e clar că atunci când ți-ai făcut mica ta listă de dorințe era uh, mult mai sumară și ai primit mai mult decât ai visat Vezi lista de, de aia dorințe... am spus că ești un norocos da. și eu sunt o norocoasă. Este. Ai, ai o fată superbă, mă uit la ea și nu-mi nu, nu vine să cred știu de când era da. atâtica. Și ai nu la fel și de vei, frumos. Și de altă parte mă gândesc că așa, da, mă gândesc că uh, când erai mic te rugai la cum era, la peștișorul fermecat, da. la zâna acea mm -hmm. bună, care de fapt nu sunt decât niște uh, uh, E pentru, pentru Dumnezeu. Sunt de acord. Îți mulțumesc tare mult. Să română. Minunat. Fabulos. Oameni buni sunt uh, foarte multe personalități pe care pare că le știi de viață și că nu mai au mare lucru de spus și cu toate astea descoperi povești nespuse, neexplorate suficient. Vă mulțumesc că sunteți aici pe canalul meu de YouTube. Abonați-vă, oamenii frumoși vor veni tot timpul în Magic Life. Îi mulțumesc lui Ștefan Pănică de la care am primit așa o lecție de consecvență și de respect pentru public. Nu uitați și uh, clopoțelul care vă anunță că avem oameni noi în studioul ăsta. Atât de însorit. Vă mulțumesc că sunteți aici. Ne revedem!